din 13 noiembrie 2015, emisă de domnul primar. Din consultarea codecii de prezență, rezultă faptul că sunt prezenți 10 consilieri, absentând domnul consilier fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi, salut prezența dumneavoastră, domnilor și doamnelor consilieri. În egală măsură, salut prezența invitaților, care vor avea de lucru, dat fiind ordinea de zi. Mă bucur că există o stare de spirit favorabilă. Ne-am pregătit prea mult. Conform regulamentelor care ne guvernează activitatea, o să le amintesc cu ordinea de zi, dar a putea fi luată în considerare pentru dumneavoastră. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind realizarea proiectul planului de scolaritare la învățământul primar, gimnazial și preșcolar pentru anul școlar 2016-2017 la Universitatea de Învățământ de Ferază Comunei Bogdănești, inițiator Comisia de Specialitate numărul 2, Comisia pentru Cultură. Facem de mai mult timp acest lucru. Ca dovadă că în institutele statului se lucrează în mod organizat și să fie de folos pentru cadrul organizatoric din Școala Bogdănești. La punctul 2 avem prezentarea raportului de audit financiar din 14.10.2015, împreună cu decizia numărul 67 din 10.11.2015, emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi, pentru Bacofărnă, iar că mai, având experiența, mai parcurs acel moment, va fi un moment de evaluare important pentru cheltuirea banului public în cadrul administrației locale. Și, în egală măsură, cei din deliberativ, echipa de execuție pe care am onoarea să o conduc și aici mă refer mai ales la persoanele care compun compartimentul de specialitate financiar, contabilitate, care ne vor ajuta să ajungem la cele mai corecte concluzii în raport cu legea și în raport cu dorința noastră de a gestiona în conformitate cu principiile sectoriale în acest domeniu. La punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2016. Sună cam sec așa, dar este o măsură, sper să se concretizeze într-o hotărâre a Consiliului Local, cu implicații deosebite într-un domeniu deosebit, dar deosebit de sensibil. Ameliorarea stării de mediu, de igienă și sănătate publică. Și mai avem solicitări adresate Consiliului Local. Supun la vot ordine de deputate, când este pentru. Este cineva împotrivă, se abține. Vă mulțumesc atunci pentru acceptarea ordinii de zi. Și indic deliberativ să-și clarifice președinția pentru ședința ordinară de astăzi. Da, pentru a treia rândă. Încă. Încă mai sunt. Încă mai vedite. Încă mai vedite. Încă mai vedite. De domnul Doica. Am văzut că a avut emoția venit pregătit, într-adevăr, la ședința de astăzi. Cu vreo jumătate de oră. Înainte. Și îi doresc succes. Vă mulțumesc, domnule primar. Am venit cu domnul consilier. Vă dau cuvântul domnului secretar la prezentare. Raportul de specializare.
Dacă este cu procesul verbal? Da. Deci, dacă sunt completări de imagine a procesului verbal, chiar ce înseamnă. Și nu este problema. Deci, cu privire la procesul verbal la ședința extraordinară, aș vrea să menționeze că am lipsit, pentru că n-am fost chemat. Deci, eu n-am lipsit că nu am fost. Am lipsit pentru că nu am fost anunțat. Am aflat de ședință cu o oră înainte de ședință. Conform legii, noi trebuie să fim anunțat la ședințele extraordinare cu 3 zile înainte. Măcar cu 3 zile, dar nu a fost anunțat deloc. Da, da. Alte probleme. Dacă nu știu cum la vot procesul verbal în fiecare ședință anterioară, ce este pentru? În unanimitate, procesul verbal în fiecare ședință anterioară a fost aprobat. Mulțumesc, poftiți, domnul. Vă mulțumesc, domnul secretar. Vom trece la ordinea de zi. La primul punct, la ordine de zi, proiect de hotărâre privind avizarea proiectului planului de școlarizare la învățământul primar, gimnazial și preșcolar, pentru anul școlar 2016-2017, la unitățile de învățământ de pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Bocănești, județul Bacău, inițiator, Comisia de Specialitate, numărul 2. Doamna Cătălina, aveți cuvântul. Prin care solicit avizarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2016-2017 la școala Bocănești, având în vedere prevederile articolului 19 alineatul 4 din legea numărul 1 pe 2011 a educației noastre, școlarizările ulterioare, în temeiul dispozițiilor articolului 45 alineatul 6 din legea administrației publice locale numărul 215 pe 2001 republicată, modificările și completările ulterioare, propun. Avizarea proiectului planului de școlarizare la învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar, pentru anul școlar 2016-2017, la instituțiile de învățământ de pe raza Comunei Bucănești. Articolul 2, după aprobare, secretarul Comunei Bucănești, Măcioiu Vasile, va comunica hotărârea școlii gimnaziale Bucănești, instituției prefectului, precum și primarului Comunei Bucănești. Inițiator, Comisia de Specialitate numărul 2. Dacă ce este să propagă proiectul pe care propun spre aprobare, domnule președinte. Tot Comisia numărul 2 a avizat da, și raportul de lări pentru doamna. Comisia numărul 2 a avizat favorabil raportul de avizare a proiectului de hotărâre privind avizarea proiectului planului de școlarizare la învățământul primar și gimnazial, precum și pentru învățământul preșcolar pentru anul 2016-2017 la instituțiile de învățământ de pe raza Comunei Bucănești. Noi am avizat favorabil acest proiect. Președinte, da, s-a întâmplat în prezentare. Fie la cuvânt, vă rog, vă rog, domnul primar. Da, pentru că sunt în de la prima vedere, pare un demers pur birocratic. Dincolo de
suspiciunea uneori justificată. Sigur, înțelegem cu toții, dat fiind un document de proiecție în perspectiva medie pentru anul școlar următor, este importantă pentru că aceste informații ajung la cei care diriguiesc activitatea sectorială. Sau ne gândim împreună la Ministerul Educației. Pentru noi care suntem în situația de a administra instituția școlară, deci repet, pe partea administrativă, cred că ar fi de interes un schimb de informații, mai ales că doamna director al școlii din Bogdănești este și consilier, să vedem care este dinamica efectivului de populație școlară în perspectiva imediată. Cred că este corect să ne gândim la acest aspect, dat fiind, spuneam, un document de proiecte, pentru că implicit ne gândim la finanțarea care va fi pentru școala din Bogdănești, care se face per capita. Ai mai mult sau ai încărcare maximă. Dar nicio scădere. Au mai plecat, am avut câteva plecări astăpare, da? Dar am cerere de transfer, câteva în străinătate, prin Anglia. Alte câteva cereri pentru Germania, dar nu cred IFA, cum s-au retras de noi. Câteva la mijloc de octombrie, în octombrie. Au revenit, după aia. Sunt de acord că nu putem avea o imagine strictă care însemna o acordare rigidă. Dacă admitem o toleranță minimă și faptul că, într-adevăr, în ceea ce privește efectiv, nu ne ducem în jos, este bine. Pentru că nu e ușor să menții un efectiv de elevi. Mă refer la comunitate. Dacă pornim la ideea că circulația oamenilor ca și a valorilor este firească într-un cadru mai larg, într-un spațiu european, cu atât mai mult în spațiul care înseamnă țara noastră. Dacă ne gândim la proximitatea orașului, e clar că această dinamică, inclusiv cu elementele aleatorii, este firească. Ca politică administrativă, nu ne este, în schimb, indiferent atunci când sunt fluctuații defavorabile pentru sistemul de finanțare împreună. Atât. Sunt mulțumit cu informația. Vă mulțumesc pentru întrebare. Dacă mai vreau știu ce era. La vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2. Prezentarea raportului de audit financiar numărul A32/1415/1 din 14.10.2015 împreună cu decizia numărul 66/10.11.2015 emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi, județul Bacău. Prezentarea de domnul secretar. Doamnelor, domnilor consilieri, am să prezint adresa Camerei de Conturi, prin care ne înaintează atât decizia cât și raportul de audit financiar. Dumneavoastră, asta în urmă, am ambele documente, dar o să prezint decizia, care de fapt este esența celor constatate de către Camera de Conturi. Bacău. Deci, către Consiliul Local al Comunei Bogdănești, în temeiul prevederilor articolului 33, alineatul 1 din legea 94/1992 privind organizarea și funcționarea curții de conturi republicate și ale punctului 180 din regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților
specifice curții de conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea plenului curții de conturi numărul 155/2014, vă transmitem alături spre analiză prima ședință de Consiliu Local, raportul de audit financiar numărul A32/1415/10/2015, împreună cu decizia numărul 66/10/11/2015, emisă de către directorul adjunct al Camerei de Conturi, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în urma acțiunii auditul financiar privind contul anual de execuție bugetară pentru anul 2014 la OATC Bogdănești. După întrunirea consilierilor locali, vă solicităm să ne transmiteți un extras din procesul verbal de ședință, împreună cu o copie a hotărârii luate față de măsurile dispuse prin decizie de către directorul Camerei de Conturi de sub acord. Și semnează directorul Camerei de Conturi, Iasmin Costa. Deci decizia numărul 66/10/2015. Având în vedere prevederile legii numărul 94/1992 privind organizarea și funcționarea curții de conturi, republicată și a regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice curții de conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat în hotărârea plenului curții de conturi numărul 155/2014, publicat în monitorul oficial al României Parlamentului numărul 547/24 iulie 2014, examinând deficiențele consemnate în raportul de audit numărul A32/1415/14/2015, încheiată în urma acțiunii de audit financiar asupra bilanțului contabil și contului anual de execuție bugetară încheiată la 31/12/2014, efectuată la OATC, se constată A. Activitatea aparatului propriu de specialitate al primarului. 1. Referitor la stabilirea, înființirea și urmărirea încasării veniturilor bugetului local, în cuantumul și temele folosite de lege. 1.1. Venituri din impozit de preproprietate. Venituri din nestabilirea corespunzătoare a zonelor de impozitare pentru impozitul pe teren. De verificarea prin eșantioane a categoriei de operațiuni economice venituri din impozitul pe proprietate, s-a constatat că reprezentanții legali ai OATC Bogdănești nu au respectat în hotărârile de aprobare a impozitelor și taxelor locale pentru perioada 2011-2015, HCD 33/2010, HCD 52/2011, HCD 46/2012, HCD 58/2013 și HCD 48/2014, obligația de a stabili zonele de impozitare în conformitate cu prevederile codului fiscal și normele metodologice de aplicare a acestora, potrivit cărora, în cazul în care se delimitează o singură zonă, aceasta este zona A. Urmarea acestui fapt, entitatea auditată, prin compartimentul de specialitate, nu a folosit în mod corespunzător zonele de impozitare pentru impunerea veniturilor intravilane, altele decât cele ocupate de curs construcții, conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a codului fiscal, rezultând suprafețe de teren intravilan care au fost încadrate într-o zonă de impozitare inferioară celei în care se află în mod real. 1.2. De referitor la venituri din taxa pentru autorizația de funcționare și a altor autorizații similare. Din verificarea efectuată prin modul de declarare, stabilire, înregistrare, contabilitate și încasare la bugetul local a veniturilor din alte taxe, s-a constatat că, deși unei agenții economice au desfășurat activități pe teritoriul administrativ al Comunei Bucănești, entitatea auditată nu a încasat unele taxe după cum urmează. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru desfășurarea unei activități economice, taxa pentru eliberare sau vizare anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, precum și taxa de firmă. Cauzele și împrejurările care au determinat diminuarea veniturilor de încasat la bugetul local sunt următoare. Neaplicare de către personalul cu atribuții, a prevederilor codului fiscal și a normelor de aplicare a acestuia. Neinventarierea anuală a masei impozabile și respectarea în tocmai a prevederilor legale menționate de către personalul de specialitate. Neexercitarea corespunzătoare a controlului intern al operațiunilor generatoare de aceste categorii de venituri. Legea sau alte reglementare încălcate. Legea numărul 571/22/12/2003 privind codul fiscal, hotărârea numărul 44/2004 actualizată pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 571/2003 privind codul fiscal, ordonanța Guvernului numărul 92/2003 privind codul de procedură fiscală,
Hotărârile Consiliului Local Bucănești privind nivelul impozitului și taxe locale pe anii 2010-2014, Legea Contabilității numărul 82-91 rectificată cu modificările și completările ulterioare, Legea numărul 273 din 29 iunie 2006, actualizată privind finanțele publice locale. 2. Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de personal. Acordarea sporului de confidențialitate. Din verificarea eșantionului privind cheltuielile de personal s-a constatat existența unui număr de 2 funcționari publici care beneficiază de spor de confidențialitate, respectiv Bonciuiu Vasile, secretar comună, și Veșcă Alina, actualmente Iftinca, consilier juridic. Funcționarii publici au solicitat Consiliul Local Comunei Bogdănești licenția înregistrată sub numărul 5600 din 9 ianuarie 2001 la Tribunalul Bacău, Secția Comercială și Contencios Administrativ, achitarea sporului de confidențialitate în cuantum de 25% din salariul de bază de la data nașterii directorului și, prin continuare, până la încetarea raporturilor de muncă, actualizarea sumelor cu eficiență rate de inflație de la data scadenței fiecărei indemnizații și până la efectuarea plății și consemnarea acesteia în capetele de muncă. Prin sentințele civile numărul 511 din 8-10-2008 și numărul 303 din 96-2008, rămase definitive prin nerecurare, Tribunalul Bacău, Secția Comercială și Contencios Administrativ, obligă PRTA să achite reclamațiilor spor de confidențialitate în cuantum de 25% din salariul de bază, începând cu data de 1-8-2005, și în continuare până la încetarea raportului de serviciu actualizat cu rata inflației de la data plății efective. Din verificarea efectuată s-a constatat că sporul de confidențialitate este un drept salarial care până la data intrării în vigoare a LGK numărul 330/2009 era reglementat prin ordonanța Guvernului 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005. Articolul 15, numai pentru funcționarii publici din aparatul de lucru al Guvernului, cu amplul de până la 15% din salariul de bază, precum și funcționarilor publici din cadrul Administrației Prezidențiale, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Ministerul Afacerilor Externe, Direcțiilor Subordonate, Ministerul Delegat pentru Comerț, din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului, Consiliul Legislativ. Astfel, categoriile de funcționari publici prevăzute în mod expres și limitativ prin lege cu un scop de confidențialitate sunt cele care îți desfășoară activitatea în cadrul celor 3 categorii de autorități publice, nu și pentru personalul unităților din unitățile administrative teritoriale. Precizăm că la 3 zile de la data publicării Monitorul Oficial al României, legii din cadrul numărul 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătirii fondurilor publice, încetează drepturile salariale și suplimentare stabilite prin acte juridice în favoarea personalului autorităților și instituțiilor publice. Legea cadrul numărul 330/2009 instituie un sistem de salarizare cu norme juridice noi, astfel încât toate actele juridice emise în baza legislației anterioare care nu-și mai găsesc temei noua legislație, nu se mai aplică. Începând cu data intrării în vigoare, tot sau în parte legii cadrul 330/2009, drepturile salariale ale personalului sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute de prezenta lege. Prevederile acestui act normativ au fost în vigoare, așa cum rezultă și din titlu, până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici. De asemenea, conform prevederilor legii 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, articolul 39, litera Y, din legea 284/2010, se precizează că la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziții contrare acestei legi. Acordarea drepturilor salariale, reprezentând un spor de confidențialitate, a condus la utilizarea nejustificată a unui credit bugetar estimat în cuantum de 19.320 lei, din care 15.942 lei reprezintă suma brută acordată a angajaților cu tipul de drepturi salariale și 4.078 lei contribuții angajator aferente. Legea sau reglementarea încălcată. Legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, ordonanța numărul 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale și altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, ordonanța de urgență a guvernului numărul 1 pe 2010 privind unele măsuri de reglementare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar. Legea cadrul 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
Referitor la punctul 3. Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor de personal, și anume acordarea sporului pentru complexitatea muncii peste nivelul prevăzut de actele normative în vigoare. Urmarea verificării modului de stabilire a drepturilor salariale acordate pentru anul 2014, conform legii cadru nr. 330/2009, prin salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, precum și a instrucțiunilor de aplicare, așa cum se precizează în ordonanța de urgență a Guvernului 1/2010, privind unele măsuri de recadare în funcție unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, s-au constatat în mod nejustificat a fost acordat sporul pentru complexitatea muncii de 25% aplicat la salariul de bază brut lunar, acordat persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu, după cum urmează. Prin dispoziția numărul 60 din data de 5 a 2012, emisă de primarul UATC Bogdănești, se împuternicește să exercite control financiar preventiv propriu, doamna scutarul Lămâiță Elvira, pentru care privește sporul de pentru complexitatea muncii un procent de 25% aplicat la salariul de bază lunar. Din verificarea efectuată s-a constatat că acordarea sporului pentru complexitatea muncii de până la 25% aplicat la salariul de bază brut lunar, acordat persoanelor desemnate să efectueze controlul financiar preventiv, este un drept salarial care până la data intrării în vigoare a legii cadru numărul 330/2009 era reglementat de ordonanța Guvernului 119/99 privind controlul intern și controlul financiar preventiv. Articolul 9, alineat 7. Legea CAR numărul 330/2009 instituie un nou sistem de salarizare cu norme juridice noi, astfel încât toate actele juridice emise în baza legislației anterioare care nu își mai găsesc temeii noua legislație nu se mai aplică. Începând cu data intrării în vigoare, în tot sau în parte legii cadru 330/2009, drepturile salariale ale personalului sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute de această lege. Prevederile acestui pact normativ au fost în vigoare, așa cum rezultă și din titlu, până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și ale drepturilor ale funcționarilor publici. Conform prevederilor articolul 20 al alineat 4 legii cadru nr. 284, din 28 decembrie 2010, privind salarizarea unitară a persoanelor din fonduri publice pentru persoane care exercită activitate de control financiar preventiv, începând cu data aplicării, respectiv cu data de 1 aprilie 2011, în perioada de exercitare a acesteia, salariul de bază deținut se majorează cu cap 4 clase de salarizare succesive suplimentare, respectiv 10% din salariu. Prin urmare, aceasta avea dreptul la un spor de 10%, și anume 4 clase de salarizare suplimentare succesive, mulțit cu 2,5% per clasă, în loc de 25% acordat aplicat la salariul de bază brut lunar. Acordarea drepturilor salariale reprezentând sporul pentru complexitatea muncii a condus la utilizarea nejustificată a unui credit bugetar estimat în cuantum de 2.402 lei, din care 1.893 lei reprezentând suma brută acordată angajatului cu titlul de drepturi salariale și 509 lei contribuții angajator aferente. Lege sau alte reglementare încălcate. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ordonanța Guvernului nr. 92 din 10 noiembrie 2004 privind reglementarea drepturilor salariale și altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, legea cadru 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, legea cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Punctul 4. Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor de personal, și anume acordarea sporului de dispozitiv șefului de serviciu pentru situații de urgență. Urmarea verificării modului de stabilire a drepturilor salariale acordate de UATC Bogdănești pentru perioada 2014-2015 s-a constatat plăți nelegale prin acordarea nejustificată a sporului de dispozitiv pentru șeful de serviciu pentru situații de urgență, spor acordat în HCR numărul 45 din data de 19 a 9 a 2012.
Acest spor a fost acordat ca drept salarial până la intrarea în vigoare a legii 430/2009, fiind reglementat prin lege numai pentru personalul angajat al instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, nu și pentru personalul din primării și servicii publice din subordinea acestora. Potrivit prevederilor articolului 1 din legea numărul 138 din 20 iulie 1999, privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, dispozițiile prezentei legi se aplică personalului militar și civil din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerului Justiției. Fiind o lege specială, este indubitabil că prevederile acestea se referă numai la categoriile personal expres prevăzute în textul legii la articolul 13, și anume cadrele militare în activitate, militare angajați pe bază de contract și salariații civili beneficiază de o indemnizație dispozitiv lunar 25% din solda de funcție, solda de grad, solda de merit, indemnizația de comandă și gradații, respectiv din salariul de bază, și nu pot fi aplicate la altor categorii de personal. Având în vedere că legislația care reglementează drepturile salariale și alte drepturi ale funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică locală sunt cuprinse dispoziții legale care se reglementeze acordarea sporului de dispozitiv, acestor categorii de personal, plata acestor drepturi, angajată cu ATC Bogdănești din bugetele aprobate de Consiliul Local, este nelegală, deoarece Consiliul Local nu au primit în competență aprobarea unei astfel de indemnizații. Astfel, conform al 36 alineatul 1 din legea 215/2001 republicată, actualizată, administrației publice locale, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște condițiile legii în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin legi în competența altor autorități, care administrații publice locale sau centrale. Curtea Constituțională a României a trasat mai multe rânduri acordarea drepturi salariale funcționarilor publice în baza altor temeri de cele prevăzute legale, decizia 787/2007, decizia 818, fapt deciziile 818, 819, 820 din 2008 și decizia 838 din 2009, sub aspect al atributului exclusiv al legiuitorului de a adopta reglementări privind stabilirea drepturilor salariale. Caracterul nelegal al acordării sporului de dispozitiv angajaților din primărie este accentuat și de Înalta Curte de Casație și Justiție, secție de omitiri, care a adoptat decizia numărul 37 din 14 decembrie 2009 privind recursul interesului legii, privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil în aceste instituții, care admite recursul promovat de Procurorul General al României. Dispozițiile act 13 raportat la 47 din legea numărul 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții, se interpretează în sensul că indemnizația dispozitiv lunar în cuantum de 25% din salariul de bază prevăzut de act 13 din același act normativ, se acordă funcționarilor publici, personalului contractual care își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Administrației și Internelor și instituțiile publice din subordinea Ministerului, precum și personalului care își desfășoară activitatea în serviciile comunitare din subordinea Consiliilor Locale și a prefecturilor care au beneficiat de acest drept salarial și înainte de transfer sau detașare din cadrul fostului Minister de Interne. Astfel, legea 330/2009 precizează articolul 1, alineatul 1, prezenta lege are un caracter de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului și la alineatul 2, începând cu data intrării în vigoare în tot sau în parte a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alineatul 1 sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege. Decizia Înaltei Curții de Casație și Justiție numărul 37 din 14 decembrie 2009, evidențiind interpretarea corectă, unitară și obligatorie pentru toate instanțele din România, articolul 13 și 47 din legea 138/1999, privind salarizarea și alte drepturile personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și
acordarea unor drepturi salariale personalului civil în aceste instituții, în contextul deciziilor Curții Constituționale nr. 787 pe 2007, 818, 819, 820 în 2008 și arătate și deciziei 838 în 2009, care au subliniat atributul exclusiv al legiuitorilor de a adopta reglementări prin stabilirea drepturilor salariale. Totodată precizăm că angajații care au beneficiat de acest spor de dispozitiv nu au fost preluați din structura Ministerului Interne și nu au beneficiat de acest element salarial. Legea numărul 188 din 8 decembrie 1999, republicată privind statutul funcționarilor publici, nu prevede acordarea sporului de dispozitiv pentru această categorie profesională. Iar articolul 13 din legea 138 din 20 iulie 1999, normă juridică specială, limitează așa cum precizează și decizia 37 pe 2009, anulat de curs de casație și justiția României, posibilitatea de acordare a acestui spor la nivelul consiliilor locale, doar pentru personalul care a beneficiat de acest drept salarial și înainte de transfer sau detașare din cadrul fostului Minister de Interne. Legea CAD nr. 330 pe 2009 instituie un nou sistem de salarizare cu norme juridice noi, astfel încât toate actele juridice emise în baza legislației anterioare, care nu își mai găsesc temei în noua legislație, nu se mai aplică. Începând cu data intrării în vigoare în tot sau în parte a legii CAD nr. 330 pe 2009, drepturile salariale ale personalului sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute de acest lege. Acordarea drepturilor salariale reprezentând sporul de dispozitiv a condus la utilizarea nejustificată a unui credit bugetar estimat în cuantum de 4.857 lei, din care 3.832 lei reprezintă suma brută acordată angajatului cu titlul de despăgubiri salariale, de drepturi salariale și 1.085 lei contribuții angajator aferent. Legea sau altă reglementare încălcată. Legea 273 de 2006 privind finanțele publice locale, legea numărul 215 de 2001 republicată, actualizată a administrației publice locale, ordonanța de urgență a guvernului numărul 1 pe 2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcția unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri de domeniu bugetar. Legea CAD numărul 330 de 2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Legea CAD nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Punctul 5. Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de capital la capitolul 84.02.71 transport. Din auditarea categoriei de operațiuni cheltuieli de capital, respectiv a plăților efectuate pentru obiectiv de investiții, lucrări de îmbrăcăminte de luminoase ușoară la DC577, strada Deal, sat Bogdănești, comuna Bogdănești, s-a constatat că în urma derulării procedurii de achiziție în vederea realizării acestui obiectiv, a fost selectată oferta depusă de SC Girona Pro S.A. Unești, urmarea căreia s-a încheiat contractul de lucrări numărul 2067-6-5-2014 și ulterior actul adițional numărul 24-9-2014. Din verificările privind realitatea și exactitatea plăților efectuate din acest contract, s-a constatat că în situația de lucrări, îmbrăcăminte bituminoasă ușoară, corp, drum plus drumuri laterale, cu suprafață de 4.700 m pătrați, anexă la factura numărul 1581 din 2007-2014 și decontată cu ordinele de plată numărul 339 din 30-7-2014, s-au utilizat cote de cheltuieli indirecte și de profit superioare celor din oferta financiară judecată, respectiv 27,8% față de 2%, rezultând astfel acceptarea nejustificată la plată și decontarea nelegală a sumei de 8.343 lei. Ulterior, suma a fost reglată în situația de lucrări anexă la factura 1628-6-11-2014 și decontată cu ordinul de plată numărul 537-7-11-2014, însă nu au fost calculate, înregistrate și încasate dobânzi datorate de antreprenori pentru utilizarea fondurilor publice pentru perioada august-noiembrie 2014. Legea sau altă reglementare încălcată. Legea nr. 273 pe 2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare. Legea contabilității nr. 82 pe 1991 republicată.
Ordinul numărul 1792, 24 decembrie 2002, actualizat pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor instituțiilor publice, precum și ordonanțarea, organizarea, evidenția și raportarea angajamentelor bugetare și legale. Ordinul numărul 3513, 27 noiembrie 2008, privind documentele financiare contabile. La punctul B. Activitatea unităților subordonate Consiliului Local. Școala Gimnazială Bogdănești. Punctul 6. Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor de personal, neaplicarea diminuării cu 1/15 a salariilor prevăzute de legea 63/2011 pentru personalul încadrat în tranșe de peste 10 ani vechime în învățământ, dar care nu au vechime efectivă neîntreruptă, de minim 10 ani. Din auditarea modului de calcul a drepturilor de personal care au fost puse în pragul de comunitatea școlară, s-a constatat că aplicația informatică de calcul a salariilor, EDUSAL, respectă prevederile legale aplicabile în materie de stabilire a drepturilor de personal, precum și a contribuțiilor sociale și impozitelor datorate de angajați și angajatori. Prin aplicarea testelor de detaliu și de fond, asupra modului de încadrare a personalului, rezultat în mod eronat, secretarul și contabilul unității școlare nu au avut în vedere vechimea efectivă în învățământ, constatându-se că în cazul educatoarei Cenușă Delia Simona, care nu are 10 ani vechime în învățământ, salariul nu a fost diminuat cu 1/15, după cum urmează. Cenușă Delia Simona are vechime în învățământ de peste 10 ani, dar are întrerupere în perioada 31.08.2007, 1.01.2008, rezultând că aceasta nu a acumulat 10 ani de întrerupt de vechime efectivă în învățământ. Acordarea drepturilor salariale reprezentând salariul de încadrare, Școala Gimnazială Bogdănești, a condus la utilizarea nejustificată a unui credit bugetar estimat în cuantum de 6.420 lei, din care 5.060 lei reprezintă suma brută acordată în angajaților cu titlul de drepturi salariale și 1.360 lei contribuții angajator aferente. Precizăm că datele cu privire la vechimea în muncă, vechimea efectivă în învățământ și vechimea recunoscută în învățământ au fost preluate și prelucrate conform înscrisurilor prin carnetele de muncă, cea acumulată până la data de 31.12.2010 și începând cu data de 1.1.2011 din adeverințe livrate de angajatori. Legea sau altă reglementare încălcată. Legea numărul 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și competențele derivare. Legea numărul 63/10 mai 2011, actualizată, privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar în învățământ. Pentru înlăturarea deficienților de mai sus, în baza prevederilor legii 94/1992 republicată și ale regulamentului privind organizarea și asigurarea activităților specifice curții de conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin hotărârea plenului Curții de Conturi numărul 1550 din 2014 și publicat în Monitorul Oficial al României, parte din numărul 547 din 24 iulie 2014, directorul adjunct al Camerei de Conturi, potrivit prevederilor articolului 43 din legea 94/92 republicată și ale punctului 174 din regulamentul sus menționat, decide aplicarea următoarelor măsuri. Înlăturarea, conform prevederilor articolului 43, litera C, din lege, a neregulilor în activitatea financiară contabilă și sau fiscală auditată, astfel. Punctul A. Activitatea aparatului propriu de specialitate a primarului. 1. Referitor la stabilirea, evidențierea și urmărirea încasării veniturilor bugetului local, cu acum și la termene prevăzute de lege. Primarul UAT Comuna Bogdănești, în calitate de ordonator de credite prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure stabilirea întinderii și mărimii obligațiilor bugetare pentru cazurile consemnate în anexele la prezentul proces verbal de constatare, înregistrarea acestora în evidența fiscală nominală și urmărirea în vederea încasării. O altă măsură, aplicarea dispozițiilor codului fiscal și normelor de aplicare cu privire la inventarierea materiei impozabile și efectuarea corecțiilor ce se impun, inclusiv recalcularea și recuperarea obligațiilor fiscale. Efectuarea inspecțiilor fiscale în vederea stabilirii realității datelor din declarațiile de impunere și a cuantumului corect al obligațiilor fiscale. Întocmirea matricolei pentru evidența centralizată a impozitului pe clădiri,
a impozitului pe teren și a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor fizice și a matriculei pentru evidența centralizată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren și a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor juridice. Verificarea tuturor contribuabililor care înregistrează debite la bugetul local, identificarea și stabilirea persoanelor care nu au luat măsuri operative de executare silită a debitorilor în cadrul termenului de prescripție, în vederea recuperării prejudiciului creat bugetului local. Emiterea de titluri executorii pentru titlurile de creanță devenite executorii la data la care creanța fiscală este scadentă, prin expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent, ori în alt mod prevăzut de lege. Efectuarea unui punctaj periodic între datele din evidența contabilă, sintetică și analitică a contului 464, creanțele bugetului local. Termen de realizare, 12.02.2016. Punctul 2. Potrivit prevederilor art. 33 alineat 3 din legea 94-92, republicată și ale punctului 174 regulamentul sus menționat, decide aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea acestora. A. Activitatea valorului de specialitate al primarului. Punctul 2. Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, respectiv acordarea sporului de confidențialitate. Primarul ADC Comuna Bogdenești, în calitate de ordonator de credite, prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure stabilirea întinderii și mărimii prejudiciului net, inclusiv a folosilor nerealizate, creat urmarea plăților sumelor reprezentând spor de confidențialitate acordat de legal, ulterior datei de intrare în vigoare a legii numărul 124/2014, respectiv pe perioada octombrie 2014-2015. Stabilirea în sume certe a debitelor nominale ce se supun procesului de exonerare în baza legii 124 din 23 septembrie 2014, privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fondurile publice, concomitent cu regularizarea sumelor aferente bugetelor și fondurilor speciale. Reîntregirea creditelor bugetare, inclusiv a folosilor nerealizate, având în vedere faptul că aceste sume aparțin și exercițiilor financiare precedente, motiv pentru care vor fi reflectate în evidența contabilă, precum și pe structura clasificației bugetare, conform dispozițiilor legale, ținând seama de conținutul lor economic. Emiterea unor noi dispoziții de încadrare, prin care sporurile medicale acordate să fie eliminate. Stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia, precum și a beneficiilor nerealizate, aferente, revin ca obligația unității verificare. Termen de realizare 12.02.2016. Punctul 3. Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, respectiv acordarea sporului pentru complexitatea muncii peste nivelul prevăzut de actele normative în vigoare. Primarul AD, Comuna Bogdenești, în calitate de ordonator de credite, prin compartimentul specializat, va dispune măsuri concrete care să asigure stabilirea întinderii și mărimii prejudiciului net, inclusiv a folosilor nerealizate, creat, urmare plăților sumelor reprezentând spor pentru complexitatea muncii acordate legal ulterior date de intrare în vigoare în legea 124/2014, privind respectiv pe perioada octombrie 2014-septembrie 2015. Stabilirea sumei certe a debitului nominal ce se supune procesului de exonerare în baza legii 124/23/2014, privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fondurile publice, concomitent cu regularizarea sumelor aferente bugetelor și fondurilor speciale. Reîntregirea creditelor bugetare, inclusiv a foloaselor nerealizate, având în vedere faptul că aceste sume aparțin și exercițiilor financiare precedente, motiv pentru care vor fi reflectate în evidența contabilă, precum și pe structura clasificației bugetare, conform dispozițiilor legale, ținând seama de conținutul lor economic. Emiterea unor noi dispoziții de încadrare prin care sporurile nelegal acordate să fie eliminate. Stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia, precum și a beneficiilor nerealizate, aferente, revine ca obligație unității verificare. Termen de realizare 12.02.2016. Punctul 4. Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor, cu privire la acordarea sporului de dispozitiv șefului de serviciu pentru situații de urgență.
Primarul Partei Comuna Bogdenești, în calitate de ordonator de credite prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure stabilirea întinderii și mărimii prejudiciului net, inclusiv a folosului nerealizate de urmare plăților sumelor reprezentând spor de dispozitiv acordat nelegal, ulterior date de intrare în vigoare a legii 124/2014, respectiv pe perioada octombrie 2014-septembrie 2015. Stabilirea sumei certe a debitului nominal ce se supune procesului de exonerare în baza legii 124/23-2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fondurile publice, concomitent cu regularizarea sumelor aferente bugetelor și fondurilor speciale. Reîntregirea creditelor bugetare, inclusiv a folosilor nerealizate, având în vedere faptul că aceste sume aparțin și exercițiilor financiare precedente, motiv pentru care vor fi reflectate în evidența contabilă, precum și pe structura clasificației bugetare, conform dispozițiilor legale, ținând seama de conținutul regulii. Emiterea unor noi dispoziții de încadrare prin care sporurile nelegal acordate să fie eliminate. Stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia, precum și a beneficiilor nerealizate, aferente revine ca obligația unității verificate. Termen de realizare 12.02.2016. Punctul 5. Referitor la nerespectarea prevederilor legale prin angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielor de capital la capitolul 84.02.71. Transport. Primarul ATE Comuna Bogdenești, în calitate de ordonator de credite prin compartimentul de specialitate, va dispune măsuri concrete care să asigure monitorizarea și verificarea legalității de conturilor, de contărilor, cheltuielilor concomitent cu asigurarea unui circuit al documentelor corespunzător între compartimente, cu respectarea termenilor statente și a cronologiei tuturor operațiunilor financiar, contabile și de gestiune. Aplicarea procedurilor privind parcurgerea celor patru faze ale execuției bugetare, a cheltuielilor respectiv angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în raport strict cu oferta adjudecată de către antreprenor. Acceptarea la decontare numai a documentelor care depunesc potrivit legii contabilității, calitatea de document justificativ. Stabilirea volumului și întinderii sumelor rezultate din plată ilegală a cheltuielilor din contate, fără respectarea criteriilor legale vigoare. Stabilirea întinderii prejudiciului și recuperarea acestuia, precum și a beneficiilor nerealizate, aferente revine ca obligația unității verificate. Termen de realizare 12.02.2016. Litera B. Activitatea unităților subordonate Consiliului Local, Școala Gimnazială Bogdenești. Punctul 6. Referitor la nerespectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor de personal, neaplicarea diminuării cu 1/15 a salariilor prevăzute de legea 63/2011 pentru personalul încadrat în tranșe de peste 10 ani vechime în învățământ, dar care nu au vechime efectivă neîntreruptă de minim 10 ani. Primarul ATE Comuna Bogdenești, care a de operator principal de credite, va monitorizat în compartimente specializate, specialitate, măsurile dispuse de ordonator terțiar de credite, respectiv directorul Școala Gimnazială Bogdenești, în vederea implementării următoarelor măsuri. Stabilirea întinderii și mărimii prejudiciului net, inclusiv aprobațiilor nerealizate, creată urmare plăților sumelor prin neaplicarea diminuării cu 1/15 salariul prevăzut de legea 63/2011, acordat nelegal, ulterior date de intrare în vigoare a legii 124/2014, respectiv pe perioada octombrie 2014-august 2015. Stabilirea în sume certe a debitului nominal ce se supune procesului de exonerare în baza legii 124/23-septembrie 2014, privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fondurile publice, concomitent cu regularizarea sumelor aferente bugetelor și fondurilor speciale. Reîntregirea creditelor bugetare, inclusiv a foloaselor nerealizate, având în vedere faptul că aceste sume aparțin și exercițiilor financiare precedente, motiv pentru care vor fi reflectate în evidența contabilă, precum și pe structura clasificației bugetare, conform dispozițiilor legale, ținând seama de conținutul lor economic. Extinderea verificărilor cu privire la încadrarea cu tranșe de vechime și salarizarea personalului didactic angajat la unitatea școlară, în vederea corectării cadrelor și obținerea unei asigurări rezonabile cu privire la corectitudinea acestora. Emiterea unor noi dispoziții de încadrare prin care sporurile nelegal acordate să fie eliminate și beneficiilor nerealizate aferente devine ca obligație a unității verificate. Termen de realizare același 12.02.2016.
De lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în urma acțiunii de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizii de Curtea de Conturi. Despre măsurile luate și rezultatele obținute ne veți comunica la termenele prevăzute pentru realizarea acestor măsuri. La expirarea termenilor stabilite prin decizie pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea fără o notificare prealabilă. În termen de 15 zile calendaristice la comunicarea deciziei, conducătorul entității verificate poate depune sau transmite contestații împotriva unor măsuri din decizie sau a termenilor stabilite pentru realizarea acestora la sediul Camerei de Conturi a județului Bacău, din strada din Bacău, strada Nicolae Băcescu, numărul 5. Analiza eventualei contestații se va face de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul Curții de Conturi, în conformitate cu prevederea punctului 3.213 din regulamentul menționat mai sus. Nerecuperarea prejudiciilor ca urmare a nedispunerii și neurmărire de către conducerea măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Dacă fapta a fost săvârșită din culpă, pedeapsa este amenda conform prevederilor art. 64 din legea 94/92 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi republicane. În termen de 10 zile calendaristice de la data primirii deciziei, aveți obligativitatea de a prezenta Consiliul Local o copie a raportului de audit și o copie a prezentei decizii. După prezentarea sau transmiterea acestora, noi am și prezentat-o și transmis-o, ne veți informa în scris cu privire la îndeplinirea acestei obligații. Semnează proiectul la adjunct, titulescu Alexandru Victor, data emiterii 10 iunie 2015. Mulțumesc. Mi-ar solicita o pauză pentru fost înainte de la dezbaterea asta. Da. Cel puțin așa cred că ar fi corect. Dacă vrem. Mai dragi suferi, domnul secretar. Dacă vrem să învățăm plus, da. Într-adevăr. Da, dacă suntem de acolo, vreau să facem pauză de 10 minute. Să facem. Pe pagina punctului 3. Prezentat de domnul secretar. Vă rog să vă scrieți la cuvânt. Din partea de la vă scrie? Scrie la cuvânt? Da, vă rog. Domnul Ivan, domnul Oseu, domnul Iminar. Am studiat și eu acest raport. Curtea de Conturi bănuiesc cam ce vreo 2-3 săptămâni, dacă nu mai mult, la acest control. Materialul este stufos. Timpul a fost la dispoziție de mine personal 24 de ore respectiv ca să studiez, să gândesc mai bine. A fost cam puțin. Deocamdată spun părerea personală. Atât cât am putut înțelege eu. Urmează să mă mai consult și eu cu persoanele de specialitate și poate într-o ședință mai târziu o să mai spun și altă punct de vedere. Deci, după părerea mea, este regretabil că în urma acestui control au fost găsite un număr de 7 deficiențe, de regulă. Din acest număr de 7 deficiențe, Consiliul Local a fost consultat într-un număr de 3 cazuri. Am să încep prima dată cu cazul în care s-a acordat domnului Ioncioie și domnului Ifting Alina acel sport. Deci eram consilier în 2008, când în baza unui proiect de hotărâri, Consiliul Local a luat act la cunoștință de sentința Tribunalului Bacău cu privire la acel sport de 25%. Noi, ca și Consiliul Local, nu puteam fi împotriva unei hotărâri judecătorești rămase definitive. Și este clar. Însă, ulterior, deci în anul 2009, a apărut legea 330, care a abrogat legile anterioare și care noi, Consiliul Local, n-am luat la cunoștință de ea sau nu noi eram cei, cum să mai explic, să fiu bineînțeles,
ca să fie aplicat. Deci, nu știu cum să spun, în schimb, nu suntem, cum să spunem noi, vinovați, vinovați sunt altfel. La punctul celălalt, în care s-a, tot pentru hotărârea la Consiliul Local, s-a aprobat 25% pentru cel domnul Andrușc Constantin din la situație de urgență. La fel, ceea ce s-a prezentat la timpul respectiv s-a considerat respectivă legea și a fost aprobat. Cu privire la hotărârile Consiliului Local din 2010, 2011, 2012 și așa mai departe, nu Consiliul Local avea obligația sau era în putere să încadreze terenul extravenar, asta intravenar, pardon, într-o anumită categorie. Așa cum din raportul Curții de Conturi, deci noi, Consiliul Local, nu putem lua decât act de aceste nereguli constatate. La toate punctele, deci domnul primar este în calitate de ordonator principal de credit. Deci s-a dat un termen pe care automat va fi respectat. Da, eu din mare parte domnul Vlad a punctat ce trebuie. Eu vreau doar să o singur moment. Deci, după cum e destul de scopat, dar bineînțeles că ei și-au făcut datoria ca și inspector sau și sentei în domeniul respectiv. Prejudiciul nu e atât de față de alte primării care, bine, nu-i interesează de alții, dar oricum, față de alte primării, cred că noi suntem chiar bine, cu excepția câtorva care, exact cum a menționat și domnul Vlad, bănuiesc că nu e Consiliul Local. Am făcut cam după lege, în urma unor proiecte de hotărâri, în urma unor proiecte, având fiecare la rândul lor avizele respective, care erau necesare, mai am dat și noi la rândul nostru. Dar bănuiesc că domnul primar, nu e împreună, o duce la... Menționez încă o dată că prejudiciul nu e atât de mare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Poate scrie la cuvânt? De la mine, oare. Da, eu să nu aștept de la dumneavoastră. Păi, am că nu văd să mai... Să se mai înscrie la lucru. Poate domnul Grigore are ceva de... Domnul Grigore. Vascol. Nu, nu. Dacă nu mai sunt înscrie la lucru, o trece la punctul 3. Nu, nu, nu. Că și eu doar. Domnul primar, vă rog. Că nu, de la ta să-l fiați, nu vă rog, dacă vreți, vă dați ceva, să-i fac mandat sau mai mai mult ani de mandat. Da, domnul primar, vă rog. Mulțumesc. Fără îndoială că un avonit al celui îndreptățit, respectiv Camera de Conturi Bacău sau Curtea de Conturi, cum știu. Este un moment important de evaluare. Nu numai că trebuie să-l acceptăm, dar eu zic că ne folosește atât dumneavoastră. Mă ascultam și lor de cuvânt așa, la modul comod, convenabil, în frunte cu domnul Vlad, conform de cală. Nici usturoi n-am mâncat, gura nemiroasă și așa mai departe. Și acum, cum să spun eu, nu am idei preconcepute, pentru că, pur și simplu, sunt conștient de ce înseamnă un control. Sunt conștient, ca și dumneavoastră, de atribuțiile Consiliului Local și de atribuțiile mele în calitate de ordonator de credit. Important să procedăm la o analiză lucidă, să ne fie de folos pentru viitor. Atât dumneavoastră ca
entitate deliberativă administrativă care a aprobat bugetul. Aici o să mă revin pe ideea asta. După aceea, bugetul, într-adevăr, este al ordonatorului de credit pentru execuții. Obiectul auditorului a fost execuția bugetară. Dar până acolo, sigur, și eu sunt oarecum dezamăgit că ne-au găsit niște defecte în care au un cuantum minor. Da. Preferam ca și dumneavoastră să nu se întâmple la noi, pentru că eu am o părere bună despre activitatea Consiliului Local și despre activitatea echipei pe care o conduc. Dar, în același timp, întotdeauna mi-am dorit ca și dumneavoastră să ne menținem capacitatea de autoreglare și de ce nu să rămânem niște perfecționiști, să fie mai bine. Și, într-adevăr, față de la precedentul control, dacă v-am mai amintit, că am avut mai multe puncte în discuții. Acum sunt vreo 6 cu tot cu școala în decizie. Un control se referă într-un anumit context. El are o componentă și emoțională. Și iarăși o să vă revin. Reflect, pe de altă parte, și personalitatea auditorului. Un auditor de la Curtea de Conturi este rezultatul unei formații profesionale. De obicei sunt economiști sau unii finanțiști, dar nu toți sunt juriști. Și la un moment dat, dacă nu au o cultură suficientă, nu poți face control, controlezi o entitate fără să ai și o pregătire adecvată. Nu numai sectorială, de o singură direcție. Reamintesc că rolul unei audit este și acela de a direcționa activitatea entității verificate. Lucrurile, în principiu, sunt remediale. Dar eu fac abstract de faptul că se filmează pe care își face treaba lui. Eu cred că sunteți de acord ca să spunem lucrurile pe nume. Dacă nu vreți să punem lucrurile pe nume, pot să mă conformez, dar eu zic că nu ar folosi. Deja două dintre constatările nefavorabile ale Camerei de Conturi au fost remediate deja. O să rău eu punctual. Începutul vizează încadrarea în zona A, dacă v-am mai amintit, la stabilirea impozitului și taxe pentru terenul intravilan, altul decât curs constructiv, că doamna jurist. Dacă v-am amintit, noi am adoptat deja în dezbaterea precedentă, la precedenta ședință ordinară, o hotărâre de Consiliu de completare, de modificare a hotărârii privind taxe și impozitele locale pentru anul în curs. Și aici prejudiciul este minor. Dacă cine vrea să speculeze, poate zic la... Că s-au întâmplat mari grozăvii. Cât e prejudiciul, doamna? 4 milioane, ceva. Revin la observația domnului Vlad, care se eschivează ca de obicei, că ei n-au nicio treabă. Domnul consilier Vlad, domnilor consilieri, cine votează hotărârea privind impozitele și taxele? Cine vă oprește ca să vă uitați pe ce este votat? Este proiectul de hotărâre, dar în spate proiectul de hotărâre, asta nu faceți. Poate am făcut și eu cândva o greșeală de genul ăsta, dar nu mai fac în ultimul timp. Sunt atent.
Aveți referatul compartimentului de specialitate. Și nu vă uitați la compartimentul de specialitate înainte de a vă da avizul favorabil și așa mai departe. Deci a fost o scăpare din partea doamnei Juric. Era mai bine să nu se întâmple. Dar am spus și data trecută. Ați votat hotărârea privind taxul și impozitul pe 2014. Ați votat, domnul Vlad, ați votat. Data trecută, puteați afirmația că n-ați fost pe acolo, n-aveți nicio problemă și așa mai departe. Păi, cine vă oprește în ședința pe comisie să studiați și codul fiscal, ce referat, unde nu înțelegeți, aveți sprijin de specialitate, doamna Juric, domnul secretar pentru legalitate, mergeți la cel care a făcut referatul. Că și eu mă ajut la concluzia asta, că am primit un referat și o să revin, care spunea că pot să acord un spor și așa mai departe, îmi preceda cuantumul și așa mai departe. Revin la contextul emoțional. La precedentul control, chiar un membru al echipei de control mi-a spus putem să acordăm sporul de dispozitiv. Sporul de dispozitiv pentru adulți contabili, dumneavoastră l-ați aprobat. N-a fost proiect inițiat de mine, a fost proiect inițiat de o comisie din cadrul Consiliului Local, în baza unui referat. Ați mers la referat și așa mai departe. Sunt niște reguli de conduită, pur și simplu. Dacă avem o conduită adecvată, ne diminuează riscul de a găsi. Altfel greșesc, eu sunt convins că nu ați votat intenționat, ironat, în decât cu valoare originală și așa mai departe. Și mi-am pare rău. Dar însă și inspectorul care a făcut adnotarea că este ilegal la acest sport de dispozitiv, a recunoscut că merge. În schimb, omul s-a exprimat clar. Dom'le, merită, dar așa e legea. Trebuie să scriu aici, să-l dau jos și așa mai departe. Vedeți că îmi cap emoții. În momentul când e rețetă privind utilizarea banilor publici, e pe lege sau pe lângă lege. Ați realizat un feedback incomplet, domnul consilier, l-ați privit sporul de confidențialitate. Și o să mai spui, chiar vă rog să nu vă luați numele, vă rog, eu n-am, cum să spună, ele preconcepute și nu vreau să mă discut cu nimeni, dar vreau să învăț împreună. Știți cum s-a ajuns la aceste sentințe, vă mai amintiți? Păi nu vă amintiți complet, dar vă reamintesc eu. Domnul secretar s-a adresat Consiliului Local prima dată, da? Și la un moment dat s-a făcut afirmația, cred că cea la doamna Alina Iftinca, se pronunță instanță. Păi nu așa se procedează. Dumneavoastră, ca și consilieri, la proiectul de hotărâri, când l-ați analizat și l-a referat, trebuia să fiți pe lege și cu un comportament adecvat. Domnule, vă dă dreptul legea sau nu vă dă dreptul legea? După urmă, răspundem împreună. Deci, au obținut în instanță Consiliul Local. Nu Consiliul Local, trebuie să acordă sporul respectiv. Dacă erați pe lege, îmi cer scuze pentru expresie. Nu înghițeați așa ceva. Consiliul Local, cum a spus clar, are dreptate inspectorul. Aprobă bugetul și atât. Aprobă bugetul și organigramă. După aia bugetul este executat de ordonatorul principal de credit. La sporul trebuie să vină la mine. Păi acum, ei sunt din bună credință. Am discutat cu ei, lucrez cu ei așa. O să formulăm probabil contestație. Trebuie să vă exprimați părerea. Domnul secretar va citi și a citit în preambulul expunere a raportului. Acolo, cred că este această procedare. Curtea de conturi așteaptă o hotărâre a Consiliului Local. Aveți propriul discernământ și propria decizie la urma ordine. Fără de ala că nu este neapărat obligator, dacă considerați că nu trebuie. Să dăm mai departe. Dar știți ce se întâmplă? Dacă dânsii n-ar fi de bună credință, dânsii pot să câștige la contestație, și eu sunt de acord că trebuie făcută contestație
la și o să mai exprim mai mult de aia și am cerut o pauză, pentru că asta necesită timp. Eu am reflectat din toate punctele de vedere. Am venit cu aceea, pur și simplu, pregătită aici. Nu mi-a scăpat nimic. Dacă o să am energia necesară, coerența necesară, o să ne luminăm. Deci am adresat Consiliul Local că e chestie de procedură. Trebuia să adreseze Consiliul Local. Și a lăsat, cum se spune, în coadă de pește. Pe ideea să se pronunțe instanța. Asta s-a întâmplat domnul secretar, după câte am amintit. Da? O să vezi cu ce. Da. Normal trebuia să spuneți da sau nu. Nepronunțându-vă categoric, ați fost acționat în instanță. Dacă dăm și în eventualitate, după, eu nu doresc să pierde, că repet, la urmă ori presupunindu-le la o realizare care sunt niște hotărâri. Dar dacă vin și nu consimt să rechizui credere, eu trebuie să-i dau pe cap pe ei și să vă iau în garanții pe dumneavoastră. Știți ce înseamnă luarea în garanții? Știți ce înseamnă, nu? Dacă vin și nu consimt și se pierd, vă acționez și cu dumneavoastră în instanță ca să recuperezi prejudicii. Mai știți cum au ajuns hotărârile astea definitive? Nu vă interesează? Prin nerecurare. După prima instanță, trebuia să se facă recurs. Trebuia să vă anunțe, să vă exprimați punctul de vedere, dacă faceți recurs sau nu. Ele au devenit definitive și executori prin nerecurare. Nu vă privește treaba asta? Am pățit-o și eu odată cu niște zboruri, dar tot așa nu mi-a fost adusă la cunoștință hotărârea la prima instanță. Noroc că a fost amnestia fiscală, că dacă vă mai amintiți, era vorba de o sumă mai mare decât acum. Aici trebuie să respectăm legea, nu merge. O mare parte dintre voastre vă veți regăsi și în viitoarea administrație. Eu vă doresc succes. Am o părere bună despre dumneavoastră. Repet, aici nu merge decât cu respectarea legii și nu cu partea emoțională. Emoția vine cu peisajul la un moment dat. Asta este, dar nu folosește ambelor părți. Nu folosește la un moment dat improvizație sau să le lași lucrurile așa să se întâmple pur și simplu. La un moment dat, dacă vă atâtam preambulul unei hotărâri, veți vedea că juristul a avut mandat să-l reprezinte pe domnul secretar în instanță. Ați acordat mandat, mandatul te acordă printr-o hotărâre de Consiliu de Județ. Sunt niște lucruri ori nu le-ați cunoscut, sau le-ați tratat cu ușurință. Nu merge așa ceva. Aici revin la o idee pe care am spus-o mai înainte, că și auditorii greșesc. M-ai întâlnit cu cazul de tot la controlul de prieteneri. În sensul că nu au o pregătire suficient de cuprinzătoare pe chestiuni de procedură juridică, pe juridicție și așa mai departe. Eu am întâlnit auditori care nu făceau diferența între o entitate economică publică și privată. Și acum, că la un moment dat, dacă te prind slab și nepregătit, pot profita. Am informat, s-au dat la un primar, de exemplu, și i-au zis că și la noi s-a întâmplat la precedentul control. Trebuie să încaseze taxe de brașament de la RDS, că e taliat aici televiziunea prin cablu. Pentru ei tot ce e pe domeniul public, fie că e cu capital privat sau public, tot e public. Dar nu e așa. Și nu mai așa până la urmă. El de ieță are capital privat. V-am mai spus asta, cer scuze că mă repet.
dacă RDS ar fi fost o televiziune publică înființată din bugetul local, asta înseamnă o entitate economică publică, care funcționează cu capital public, cu banii primăriei, atunci da, trebuie să plătească taxe. A încercat să ne împotrice treaba asta. Până la urmă a renunțat, când i-am demonstrat că nu cunoaște niște definiții elementare la un moment dat. Dar trebuie să te bați. Acum, părerea mea ca ordonator de drept în ceea ce privește estimarea de prejudicii, pentru că vedeți că aici s-a operat cu două noțiuni clare. Prejudicii estimativ și în decizia care îmi revine, se menționa de la un moment dat, aproape, în mod firesc, determinarea certă a prejudiciului. Deci, de la estimativ, calculez care sunt prejudiciile. Marile prejudicii, în ghilimele, la o parte. Părerea mea că trebuie făcută contestație pe problema zborului de confidențialitate. Repet, n-are rost să mai revenim. A fost intenția pentru un feedback complet, ca să vedeți unde ați greșit dumneavoastră. Evident că eu mi-am făcut propria analiză, propriul demers pe planul conștiinței. Știu ce avem de făcut. Aici merită să facem contestație pentru că inspectorul care a făcut această estimare de prejudiciu a greșit pur și simplu. Pentru că nu a respectat ceea ce înseamnă termenul sau n-a înțeles sau nu înțelege această situație de hotărâre definitivă și irevocabilă. Practic, nu se respectă principiul constituțional al separației puterilor în stat. Da, el face o trimitere la legea cadru din 2010, parcă domnul secretar, nu? 2004 sau cât de ea. Care se termină cu următoarea mențiune, că de la data publicării în monitor oficial, orice alt dispoziție contrare se abrogă. Dar aici nu e vorba de dispoziție contrare. Inspectorul nu a făcut diferența între dispoziție în sens de act normativ, lege, hotărâre de guvern, ordonanță de urgență, prin care se pot stabili măsurile de salarizare. Și o hotărâre care este nu un act normativ, este un produs al justiției. Deci, altă putere în stat. Puterea legislativă este una, cea care elaborează acte normative, mă rog, și cu guvernul și așa mai departe. Pe când justiția este altă putere. Dacă vom ști să facem contestația argumentată corect, eu zic că aici putem câștiga ușor, putem să și pierdem. Dar merită să facem corectă. Pentru că asta aduce cele mai multe credite apreciate, deci, repet, apreciate deocamdată până la proba contrară ca prejudiciu. Rest pe sporul de dispozitiv, repet, aici dispozițiile actului normativ nu se referă într-adevăr la situația lui Denel. Mai ales la un moment dat se precizează și aici comentariul este, după mine, este valabil. Nici măcar nu provine din alte structuri ale Ministerului de Interne, că a fost militar, pompier și
acolo, când a venit la primăria Bucnării, a venit cu locul cu ordine potrivit. Deși, repet, și pretendentul control și actualul au recunoscut că, într-adevăr, prin expunerea la risc, nimeni n-ar vrea să fie... Păi, tocmai, în timpul control, s-au făcut evadere, veni și intoxicat de cum, de când a fost din cel de mare acela. Cum îi dai dispoziție? Merită să ne batem și pentru așa ceva, măcar și din respect față de un om și față de principiul. La urmă, asta contează. Dincolo de abordarea, știu, mai rigidă a celor care controlează, parcă omul contează. În legătură cu sporul pe care l-am acordat pentru controlul preventiv, decizia trebuia dată. Nu poți funcționa fără control financiar preventiv. Avem doi angajați care se ocupă de controlul financiar preventiv. Doamna Alina Iftinga. Deci, lucrurile se petrec în cadrul deci lucrurile se petrec în compartimentul financiar. Doamna Romelia are pe partea de venituri și Lămâita are pe partea de cheltuieli. Deci dispoziția trebuie dată că nu poți funcționa fără control. Quantumul, într-adevăr, a fost greșit. Ea va rămâne în continuare. Greșeala vine tot din echipă. Aici este adevărat. Pentru că eu primesc la un moment dat un referat la un compartiment de specialitate, oricare ar fi. Așa cum aveți referatul la ședintele de dacă în referatul respectiv se propune acordarea sporului și cuantumul respectiv, eu în mod firesc însușesc ceea ce văd scris acolo. Da? Și atrag atenția aici colegilor din aparatul propriu că și asta este o realitate pe care nu avem cum să o escamotăm, pentru că nu ne ajută condițiile astea. În fișa postului la fiecare scrie trebuie să-și actualizeze legislația sectorială în mod firesc. Și nu rămâne decât să fim mai atenți la evaluarea anuală. Parte, eu țin la echipa asta că știu că au bunăvoință, dar zona de interacțiune, de corelare a eforturilor de echipă, mai avem probleme, că dacă tratăm problemele numai din perspectivă individuală, riscul este mai mare. În momentul când colaborăm, cel puțin cu cei care au atribuții din același compartiment, din același domeniu, riscul de agresie se diminuează. Și aici sunt estimări de eroare în raport cu legalitatea minore, dar dorința mea și a echipei să fie cât mai bine. Pentru că, la un moment dat, tot așa în context emoțional, s-a spus, da, domnule, poate, și așa mai departe, probabil și quantumul a fost sugerat, nu mai știu. Într-o perioadă îi trebuia studii de specialitate, să fie economist, asta a scăpat echipei ca să obțină maximum. După aia s-a revenit acum pe actul normativ ordonanță 119, după cât îi rețin, poate primi cuantumul maxim fără să mai aibă studii de specializare. Nici n-aveam cu ei să dau la un moment dat, că nu există, după știința mea, personal cu asemenea calificare sau în compartimentul efectiv. Acestea sunt lucruri care se pot remedia pur și simplu. Pe partea de investiții și pe secțiunea de funcționare, aici am stabilit
în afară de zona de venituri, ați văzut observații minore, cel mai consistent pe zona de salaritare. Pe partea de investiții, unde am semnat documente de plată de miliarde, n-am avut nicio problemă. Sau a fost o problemă cu Gironabul, care și-a încătat o cotă anticipat. A venit, a plătit, este deja remediat. La fel, la doamna director, a fost o problemă minoră. Tot de legislație, dar n-a fost făcut intenționat. Cineva care a plecat afară, după câte mai amintesc, și-a pierdut continuitatea în ceea ce privește vechiul. S-a dat decizie de remediere. Ceea ce nu-mi place, că privim lucrurile într-o adversitate și ne schimbăm de niște responsabilități. Dacă îi spui cuiva, domnule, îmi pare rău, dar nu din cadre, nu știu, nu înseamnă că trebuie să se face adversară, dușmană și așa mai departe. Mai să vorbim așa în partea celor care primează, mi se pare puțin să bătrânim de seama, la un moment dat. Dacă mai aveți întrebări, cu cea mai mare plăcere. Pentru că, în ultima instanță, e normal să ne apărăm personalitatea, dar nu putem progresa mergând numai pe exces de încredere. V-am cerut cuiva odată, nici propriul consilier, să merge pe încrederea mea. Pe excesul de încredere înseamnă superficialitate la un moment dat. Și așa mai departe. Dumneavoastră, consilierii, tot la fel. Aveți propria personalitate. Trebuie să studiați legea. Ne aveți în comisie până la 4 ore, 8 ore, de așa departe, nu mă perică nimeni. Pe urmă, rețea ajungem într-o situație care nu cred că ne face să ne simțiți bine. Eu sunt convins că putem progresa împreună. Atât de când, mulțumesc. Domnul secretar. Da, fiind urmărit dintre persoanele vizate, am să mă explic. În ceea ce privește procedura, într-adevăr, eu am solicitat Consiliul Local prin procedere, pentru că trebuia respectată procedura prealabilă, adică trebuia prima dată să te adresezi angajatorul. Da? Angajatorul era Consiliul Local, da? Nu s-a emis nicio hotărâre atunci. Deci, nu a fost un proiect de hotărâre. La cererea mea, s-a stabilit Consiliul Local să se întocmească de către jurist, respectiv doamna Iftinca, o adresă prin care să spună Consiliul Local nu poate să acorde acest port, urmând ca instanța de judecată. Dar nu mai iertat. Așa, suntem aici între noi, cu gând abstract, la urmă, pentru că nu trebuia totuși Consiliul Local să-și exprime opinia printr-o hotărâre. Păi nu știu, asta e părerea dumneavoastră. Păi, părerea mea, asta este că Consiliul Local trebuia să-și exprime poziția printr-o hotărâre. Dumneavoastră, ca și consilier, ce părere aveți? Poți să intervin, eu... Da, da, da. De asta suntem aici. Ca să nu mai greșim. Cât a vorbit fiecare... Domnul președinte, am rugămintea, cum am respectat eu cuvântul fiecăruia, să fie respectat și cuvântul meu. Da, se poate. Dacă nu, nu mai vorbesc nimic. Da? Am rugămintea, dacă sunt ceva probleme, după ceea ce intervine eu cuvântul, se mai poate vorbi în continuare. Nu e niciun fel de problemă. Deci, prin adresă, și-a exprimat punctul de vedere în sensul că Consiliul Local nu poate să acorde acest port. S-a emis sentința respectivă, deci un complet de judecată. Mă rog, bănuiesc că sunt oameni pregătiți în justiție care judecă numai cauze de acest gen. Referitor la faptul că nu a fost atacată această sentință și a rămas definitivă, deci n-a fost recurată. Nu scrie nici într-un act normativ că Consiliul Local sau domnul primar este obligat să facă recurs. Da? Dumneavoastră ați
A trecut termenul de recurs, a rămas definitiv, a fost pus în plată. Dar eu altceva vreau să, pentru că o să ajungem și la altceva vreau să scot în evidență. În anul 2010, după apariția legii 284, care a abrogat legea 330, vă aduceți aminte, pentru că și școala și primăria am fost chemați cu state de plată, de personal, la Agenția Județeană de Prestații Sociale și s-au verificat toate sporurile, toate sentințele judecătoriei și rămas în definitivă, după care s-au solicitat copii, au rămas valabile, s-au dat anumite sporuri jos, care au considerat că nu era o regulă, iar aceste sentințe, cum a spus și domnul primar bine, sunt titluri executorii rămase definitiv a unei instanțe de judecată, au rămas în plată. O altă problemă. În 2012 am avut Curtea de Conturi, da? Care a verificat activitatea din 2011. Aceste sporuri erau în plată. Le-au verificat, au văzut, inspectorii respectiv au spus sunt în regulă, acum, după încă 4 ani, nu mai sunt în regulă. Păi eu l-am întrebat pe domnul inspector de maniera cum precizați articolul din legea 284, articolul 39, litera Y, unde spune orice alte dispoziții contrare. De ce nu precizați și articolul din legea 330 pe 2010, unde spune clar acest lucru? Pentru că nu există. Dumnealui spune la modul general că la 3 zile după intrarea în vigoare a legii 330 se abrogă actele juridice. Da, dar acolo unde spune treaba asta, spune clar două și face două precizări, literal. Se abrogă suplimentul postului și treptei de salarizare, iar la litera B, sporul de mobilitate. Ce impedica pe legiuitor să spună și sporul de confidențialitate? Sporul de confidențialitate nu a fost nominalizat și pe tema asta. Am întrebat în mai multe lucruri de domnul inspector și a zis, domnule, citiți legea? O citesc, dar nu spune așa ceva. Bine, noi o să facem contestații. Iar referitor la faptul că noi, dacă o să pierdem contestația și nu o să fie acceptată, nu vă faceți niciun fel de problemă. Cel puțin în ceea ce mă privește pe mine. Eu am luat banii, eu îi dau înapoi. Nu trebuie să fiți dumneavoastră acționați, luați în garanție sau luați în confirmă. Fiți pe pace. Eu i-am luat, eu îi dau înapoi dacă instanța va hotărâ. Și cu asta, referitor la stabilirea categoriei de impozit, a fost stabilit, și de aici cred că a fost scăparea, că a fost stabilit pentru terenurile din extravilan, litera C, pentru că eram undeva la mijloc, terenurile din zona noastră fiind de o categorie cât de cât mai slabă, și asta s-a avut în vedere, dacă a fost la extravilan litera C, a rămas și pentru intravilan tot litera C. Scăpând de vedere, într-adevăr, că acolo unde este la zonă din intravilan, fiind o singură zonă, aia trebuie să fie. Și cam atât referitor. Vă mulțumesc. Domnul Oblat. Eu aș vrea să mă scuz acum, ca un drept la replică. Domnul primar a zis să spune lucruri nume. Eu am vrut să spun lucruri pe nume, dar n-am fost înțeles. Mă refer la faptul că, cu privire la sporul ăsta, deci, cel puțin în ceea ce mă privește, eu consilier sunt din 2008. Dacă ne uităm sentința din luna a 6, sentința e din luna a 6, deci, mă refer la mine personal, nu făceam parte din acel consiliu la care s-a referit domnul Vlasoane sau domnul Moncioi sau doamna. Pentru că procesul nu s-a durat, nu s-a făcut în două zile. Deci nu vreau să fac din asta, dar am spus așa ca o părere personală. Cu privire la faptul că noi am aprobat, tocmai asta m-am referit, dar poate n-am fost înțeles. Noi ca și consilier local, sau eu ca și consilier local, totdeauna asta am făcut. M-am uitat în spatele raportului și dacă am văzut, domnul secretar m-a avizat, juristul a avizat sau cine trebuie în materie. Automat, ca și consilier, asta am fost, nu zic că, gata, mă,
Suntem o echipă, trebuie să ne ajutăm. Asta e situația. Deci, exact cum spunea și domnul primar, dă-s-o că primea și se uită la compartimentul de specialitate. Da, avizul? Da, avizul. Asta am vrut să mă revedem. Nu am zis, am văzut că ați făcut o întrebări la, așa, la persoană. Nici eu nu spun, nici din rachiună, nici din... Am spus ca cetățean în comun, ca și consilier care sunt în opoziție, și mi-a spus părerea. Dacă deranjează cineva când a spus părerea concret, asta nu e o altă problemă. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Ați ce-și o ceva cu puterea cu referitoare pe marginea acestui raport. Raportul cuprinde, așa cum a fost prezentat de către domnul secretar, mai multe puncte referitoare la sancțiuni pe care le solicită directorul Camerei de Conturi, județele Bacău. Și am să o rog pe doamna juristă, Tinca, să ne prezinte dacă cele prezentate de Curtea de Conturi, atunci consider, noi ne fiind toți juriști, au bază temeinică față de ceea ce se cer. Mă rog. La fiecare. La fiecare, da. Ca să ne facem o părere, așa cu toți. Putem și noi. Dăm un verdict. Dar și referitor la... Ceea ce se prezintă are un temei. Da. Deci referitor la primul punct, acolo unde este vorba de zona A de impozitare în față de zona C de impozitare. De impozitare, conform codului fiscal, este corect. Deci așa este legal. Ok. Așa. E corect, la ce... La același punct. Deci asta deja este corectată, o parte deja sunt încasate, s-a debitat conform hotărârii trecute, deci aici nu sunt probleme. Aici mai aveam, Alina, că toată lumea e interesată. Chestiunea cu societățile, taxa de firmă. Da, asta urma. Deci aici e un alt subpunct, este pentru autorizațiile de funcționare și autorizații pentru firme. Aici, domnii inspectori, au venit cu o listă de la Camera de Comerț cu societățile care au sediile sociale la noi. Ele nu au fost înscrise la noi, noi nu avem de unde să știm. Mă intra pe internet și le-au găsit. Ei au uitat pe internet, le-au pus, au sediu, vă rugăm, rezolvați cu autorizații. Dar ce rămâne valabil? Și aici atrag atenția celor din compartiment. Doamna Romelea, doamna compartiment, trebuie stabilită masa imposabilă. Legea finanțelor publicată, eu știu că este mult de lucru. Este inventariat. Asta se inventariază 31 decembrie a fiecărui an. Doamne, ne-a scăpat. Așa cum a intrat inspectorul pe internet și noi trebuie să intrăm pe internet. Asta este. Alina, e vorba numai de inventar, vorba de tot ce prevede legea, că e dreptul nostru să încasăm taxe și impozite locale, trebuie să inventariez. Asta are implicații numai în ceea ce privește respectarea legii, privind identificarea surselor de venit la bugetul local. Asta are implicații și la proiecția bugetului. Că nu poți să-ți propui ceva fără să ai resurse. În momentul când ai masa impozabilă estimată, inventarea estimată, spui, domnule, da, domnule, cu veniturile astea pot să fac asta, asta și asta. Păi, pentru că ați spășit oameni, asta scrie o listă de inventariere la raportul care îl fac. Scrie exact lista de rămășiță pe fiecare. Bine, asta o să avem o... Plus că se inventariază în casă. O să avem o discuție chiar în loc public, colegii din echipa de executiv. Să găsesc la fiecare cât un exemplar din constatări. Din decizii și tot ceea ce scrie Curtea de Conturi să regăsească. Da, domnule, asta ține de mine, ține de mine și așa mai departe. Păi, dar nu vă supărați la aplicarea anuală, în mod normal, pentru că... Deci, asta, cum spuneam, nu o fac decât în ideea de a fi bine. Asta m-a interesat, ca să ne menționăm. Da, pentru că spuneți. Da, deci domnul inspector venise cu un număr de 58 de societăți, eu le-am controlat pe internet, o parte, o mare parte din ele erau dizolvate, deci am ajuns numai la 12. Apropo de treaba dată, firma domnului Stoica
Nu era scris. Da, deci erau multe dizolvate. Vestul de vizorul ăsta foarte mare, crezând că acum am controlat, deci numai 12 s-au încadrat. Pentru asta am calculat, conform raportului Curții de Conturi, 25.190.000 ar veni pentru 5 ani, așa s-a calculat. Așa, referitor la următorul punct. La sporul de confidențialitate, așa cum a spus și domnul secretar, deci sunt câteva probleme. Aici s-au discutat. La sporul de dispozitiv, la fel, la sporul de viză de control, la fel. Referitor la cealaltă pentru gironat. Nu, pentru rămâniță mai regretă, tot la salarizare de noi. Eu am făcut niște afirmații la aici, dacă pot spune. Deci, iar rămâne cu sporul de dispozitiv, culmea că acum s-a revenit, pentru că nu-i se mai cere, nu mai are condiționarea studiilor, de mai departe. Deci nu pot să funcționez fără control financiar pregătit. Orice angajament de plată, de la semnarea unui contract, de la ordonanțarea și așa mai departe, trebuie să am un pic de control preventiv. Și așa mai departe. Dar referitor la punctul 5, acolo unde este cu gironatul, acolo s-a achitat debitul, rămând a se calcula dobânzile, conform deciziei. Exact. Asta mai rămâne de calculat și de încasat. Referitor la școală, mi s-a prezentat. Am înțeles că s-a rezolvat problema. Da, da. Deci astea sunt singurele. Deci o parte din ele deja sunt rezolvate. La societăți, la fel. S-a debitat conform raportului Curții de Conturi, deja sunt în plată, câțiva s-au achitat. Mai urmează. Da, domnul. Am să mai rog pe colegii care se ocupă de salarizare și să mă departe, se face și ce se scrie în politică. Să dăm dispoziție de exonerare pentru perioada de amnistie, într-adevăr, să ne facem ordine. Și reîncadrare, acolo unii nu face contestat. Acolo unii facem contestate, e normal că trebuie să acceptăm rezultatul contestat. Eu chiar îmi doresc să zic că eu nu-i dau dreptate Curții de Conturi pe treaba asta. Este sentință, trebuie respectată sentința, pur și simplu. Da, vă mulțumesc. Având în vedere că ora, deci trebuie să aprim o hotărâre, să luăm o hotărâre, cu ați primă măsurile de discuție, prin decizie de directorul Curții de Conturi, am o rugăminte pe dumneavoastră, dacă vreți sau nu vreți să participăm, să zicem, la acest joc. Fiecare din conținere să spună două cuvinte referitor la acest raport efectuat de Camera de Conturi. De directorul Camerei de Conturi. Două, trei cuvinte, ca să putem lua o hotărâre, să știm ce față de tot ceea ce s-a discutat aici. Sunteți de acord cu înscrierea la urmă? Păi, rog, dacă vor să da sau nu. Da. Ce s-a spus cu președinte? E mai greu. La orice dințeles. Să înțeleg că a început domnul Grigore. Da, domnul Grigore, vă rog. Nu, domnul, dar n-are nimic. Dar din respect față de instituția care o reprezentat, eu zic o reprezentat în bune condiții. Eu v-ar da o sugestie, dar nu e o hotărâre. Aceeași sugestie pentru toți consilierii. În mod normal, se poate adopta o hotărâre de acceptare mai puțin cele două, sau ceea ce contestăm. Suntem totuși un consiliu cu personalitate. A nu lua nicio hotărâre, nu cred că facem o impresie bună. Că nu vă obligă la nimic și eu zic că aprecierile vor fi pozitive. Nu lua nicio hotărâre, e clar care e concluzia. Deci, o hotărâre de însușire, mai puțin cele două, ceea ce am stabilit împreună. E consult și pe cei care sunt juriști. Aici, n-ar fi bine, domnul secretar? Eu le-am explicat, domnilor și doamnelor consiliere, să poate lua o hotărâre de însușire
Parțială. Parțială. Poți să-ți înșusești toate măsurile, așa, sau poți să nu-ți înșusești nicio măsură stabilită de hotărâre. Sau, eventual, nu se poate și aspectul a nu semna niciun fel de hotărâre. Și asta e adevărat. Pentru că nu vă obligă nimeni să luați o hotărâre. Adică, proiectele de hotărâri pot fi, după cum știți, inițiate de către primar, viceprimar și consilier, da? Domnul primar nu a inițiat, domnul viceprimar nu a inițiat, dumneavoastră, până la ora asta, nu ați inițiat. Înghipuiți-vă ce se întâmplă. La acele entități verificate, unde sunt probleme. Prejudicii estimate la cuantum mare, sunt probleme între Consiliul și primar, și așa mai departe. Cineva poate chiar e interesat la un joc așa, ca să ne luăm din gât și așa, să vadă ce spectacol se întâmplă prin administrația locală. De aici, evident că nu e caz. În atât nu mai e ultima intervenție. Da, domnul. Da. Domnule primar, domnilor consilieri, domnilor, domnilor invitați, după luarea la cunoștință de cele prezentate, raportul Curții de Conturi este un raport. Sunt omit, nu mai ce-au constatat. Unde e legea, nu-i tocmeală, dar nu e obligatoriu ca să ne însușim chiar tot ce se constată în acest raport. Unii s-au greșit, nu s-au greșit cu intenții sau premeditări. E un hățiș legislativ care pur și simplu te aiurește. Părerea mea că, față de cele prezentate, întocmirea unei contestații în termenul prevăzut, așteptăm rezultatul și care a de urmat în instanță sau să vedem și reacția Curții ceva. Deci, are loc de colegi că s-a ajuns în situația asta reținerea acestor sume din sporurile care au fost acordate în momentul respectiv în teme legală, nu s-au acordat abuziv sau fără respectarea legislației în vigoare. Da, mai ales că sunt și hotărâri de instanță rămasă definitivă. Părerea mea finală este de a întocmi o contestație, termenul prevăzut și să așteptăm reacția Curții, urmarea căilor legale de atac. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Cucicașa! Referitor la această idee, opinia unei contestații, cine mai susține această idee? Da, mă să scriu de asemenea și eu la ideea. Supun la vot. Cine este pentru această idee? Făcăm ca să nu mai vorbim. Sau dacă mai sunt, să scrie și alte parte la vă rog să vă scrieți. Eu nu cred că te-am apunțit de sumă de contestația. Deci răspunsul nu. Supun la vot întocmirea unei contestații. Cine este pentru? Asta e pentru că e cea mai bună idee. Contestația se va depune de către executiv, da? Deci nu dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să vă lămuriți dacă inițiați un proiect de hotărâre cu privire la însușirea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi. Da? Parțială, totală sau cum vreți dumneavoastră, sau nu luați hotărâre. Aici trebuie dumneavoastră să vă hotărâți. Dom'le, adoptăm o hotărâre? În ce sens? În sensul însușirii, spunem, parțiale a măsurilor, da? Exact cum v-a explicat și domnul primar. Dom'le, în afara măsurilor care vor fi contestate, și dumneavoastră puteți să adoptați o hotărâre în sensul că
să vă sușiți măsurile care nu vor fi contestate. Sau, v-am spus, puteți să nu adoptați niciun fel de hotărâre. Dar contestația se va face de către executiv. Nu de dumneavoastră. Dacă nu se depune nici contestație, nici o hotărâre nu se inițiază, înseamnă că noi adoptăm raportul curții, dar și fără comentarii. O să discutăm până de seară și tot la cum o să spună secretar? Un raport de asta, proiectul de hotărâre. Îl poate raporta domnul primar, domnul viceprimar sau un consilier. Cine oprește exact cum o să spună secretar? Tot vorbim că la pe tot. Cine inițiază un proiect de hotărâre? Sau supunem la vot? Nu putem supune la vot o idee. Supunem la vot un proiect de hotărâre. Nu ne oprește nimeni, 2, 1, 5, cât vor fi, să facă proiectul de hotărâre. Ca tot discutăm până noi aici. Sau domnul viceprimar sau domnul primar face proiectul de hotărâre și o să pune la vot. Și că aia de atât la ședința următoare. Da, nu putem. Trebuie să curții de costuri, spune că... De asta s-a trebuie o dată, termen de 10 zile, înaintat de extras din procesul verbal al ședinței, eventual, adică e clar că se referă, de ce spune extras? Se referă la problema asta, discuție, că nu interesează alte aspecte pe care le discutăm noi aici. Deci problema cu prezentarea raportului de audit și a deciziei și a hotărârii Consiliului Local, da? Față de măsurile dispuse de către curte. Dar proiectul de hotărâri se poate face prin față? Da, noi nu putem. E mic un proiect de hotărâri în momentul ăsta? Sigur. Mai face o pauză de 5 minute, e necesar, ne consultăm, asta e. Cel puțin asta e părerea mea, nu știu. Nu ia să spună domnul Plată, păi nu, așa, așa, eu vreau așa. Părerea mea, luăm o pauză de 5 minute, ne consultăm. Dacă asta e soluția, luăm o pauză de 5 minute. Să facă cineva dacă e proiectul de hotărâre, dacă este cineva, să facă cineva, că nu trebuie să fie hotărâre, doamne, cine îl face? Trebuie să fie comisia pe hotărâre. Cel mai place hâna la ta. Majoritatea propun un proiect de hotărâre cu însușirea parțială, excepție prevăzută articolul 3. Punctul 2 și punctul 3 din prezența dat din raport. Și voi supune la vot cine este pentru această decizie. Pentru promisiunea acestei hotărâri. Câte voturi? 3, 4, 5, 6, 7. Vă mulțumesc. Împotrivă? Abține. Deci, în urma acestui vot, vom face un proiect de hotărâre față de cele prezentate. Vă mulțumesc. Vom trece la punctul 3. La ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2016. Inițiată domnul primar. Vă rog, domnul primar. Cunoașteți cu toate că ameliorarea stării de mediu, spuneam și în preambulul ședinței, igiena din privință sănătatea publică, sunt preocupări importante administrație, atât pe partea deliberativă, cât și pe partea de execuție. Cunoașteți că suntem membri ai ADIT Bacău, prin intermediul căruia există un document la care noi am aderat, un document de implementare a gestiunii delegate, dacă vă mai amintiți. Există deja un operator desemnat. Practic, a început derularea acestui proiect. În comun au fost distribuite cu PLN. Urmează să distribui containere pentru
colectarea selectivă și containerul pentru zonele unde nu vorbea pătrunde direct în mașinile operatorului Rompres. Este și o provocare pentru noi toți. Eu mulțumesc consilierilor care s-au implicat pentru comunicarea cu populația. Propriu-zis, activitatea de colectare mai eficientă, repet, colectare selectivă, va începe odată cu noul an, implicit fiind vorba de bani, de taxă specială. Și activitatea va începe odată cu exercițiul bugetar aferent anului 2016. Este și o provocare personală pentru executiv, pentru că noi suntem implicați în activitatea de fiecare zi în cadrul administrației locale. Am speranța și convingerea, cel puțin o parte dintre consilieri, se vor implica în continuare, pentru că va fi foarte important să explicităm, să menținem contactul cu beneficiarii sau utilizatorii, dacă folosesc terminologia specifică legii salubrizării sau legii serviciilor publice, pentru că numai în măsura în care vom comunica cu populația, am văzut de ce fel de informații are nevoie populația referitoare la tarife, la modul cum se va desfășura în mod concret activitatea de colectare. Pentru că orice activitate economică are nevoie de resurse, resurse financiare în primul rând, resurse ce condiționează și celelalte tipuri de resurse, materiale, mijloace de transport și așa mai departe. Este nevoie să stabilim și este legal să stabilim această taxă specială pe care o vom încasa de la utilizatori. Nu ascund faptul că am avut nevoie de o perioadă de reflexie ca atare, ca să vă propun cea mai bună formă, cel mai bun proiect posibil. Apropo de curtea de conturi, să știți că înainte de a veni cu acest proiect de hotărâre, am consultat pe unul dintre auditorii prezent, care a dat dovadă de foarte multă bunăvoință și m-a confirmat în ceea ce privește categoriile pentru care putem acorda ajutoare sociale pentru plata tarifului, deci nu subvenție. Ce se mai folosește și de unde se lucrește este incorrect în raport cu baza legală pe care am găsit-o. Subvențiile le putem acorda, dar pe partea de investiții. Aici e vorba de pur și simplu de colectarea și transportul deșeurilor menajere până la de sortare de la Onești. Nu numai atât, mai departe, pentru că de la state de sortare deșeurile trebuie duse la stația de depozitare. Și pe bună dreptate, ADIS-ul, Asociația Județeană de Dezvoltare pentru Salubrizare, a revenit în ultimele zile cu adresă, în care ne se explică că o parte din această taxă, așa cum am menționat deja, va fi folosită pentru plata operatorului, Rompres. Ați văzut că el a câștigat licitația. Și este în măsură, dincolo de suspiciune care existau într-o anumită perioadă de timp, care fi intrat în incapacitate de plată, și a remediat situația financiară. O parte din acest tarif, respectiv 36 de bani pentru fiecare persoană, ca beneficiar sau utilizator, va fi folosită și pentru activitatea de transport de la stația de sortare de la Onești și depozitare la
o instalație specifică pentru depozitare. Se numește celulă, dacă vă mai gândiți. Deocamdată este funcțională celula 1 pe la Nicolae Bărcescu. Ea este administrată de primăria Bacău și nu se mai poate primi o cantitate foarte mare de deșeuri. Urmează să fie dată în folosință undeva pe la începutul anului, spre primăvară, am înțeles, celula numărul 2. Și în prezent se desfășoară procedura de selectare a operatorului pentru gestionarea celulei numărul 2. Evident, probabil că mai fie și o perioadă de contestate, că astea sunt inerente procedurilor în general, mai ales că la noi. Este important și chiar am rugăminte la toți consilierii să comunice, pentru că există o oarecare stare de confuzie. Ei s-au obișnuit cu operatorul care încă nu mai desfășoară activitate, cu Vasile Nichifor. Ei sunt spre finalul activității, oamenii au trebuit să depoziteze gunoiul în pubelele pe care le-am distribuit în numele operatorului nou al Rompresului, ăștia nu prea le iau, sunt greșit. De-aia trebuie să comunicăm. Poate ce servicii pe care, am spus, e cea mai bună ocazie să vă faceți campanie electorală, să vă implicați, să vadă lumea că existați și așa mai departe. Eu n-am nicio idee preconcepută. Ce ne ajută e foarte bine. O să dau citirii, ca să avem totuși o bază ordonată pentru dezbatere proiectului de hotărâre. Deci, proiectul hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale destinate serviciului de salubrizare pentru anul 2016. La primul articol propun aprobarea cuantumului taxei speciale destinate finanțării serviciului de salubrizare a Comunei Bogdanele de Tăbacău în valoare de 3,76 lei persoană pe lună pentru persoanele fizice pentru anul 2016. Persoanele juridice vor încheia contract separat cu operatorul, deci banii nu trec prin primărie. Articolul al doilea are următorul conținut. Propun aprobarea ca anumite categorii de persoane fizice să poată beneficia la cerere de ajutoare bănești plătite din bugetul UAT Bogdanel de Tăbacău. Articolul al doilea, alineatul 2, de data aceasta. Categoriile de beneficiari și condițiile de acordare a ajutoarelor menționate la alineatul 1 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Continuând cu articolul al treilea, după aprobare, doamna Răcăuțeanu Romelia, consilier, și doamna Iftin Calina, consilier juridic, se ducă la îndeplinire hotărârea. Articolul al patrulea este cel de cutumă obișnuită. Este secretarul Comunului, domnul Sergiu Vasile, să comunice hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul Comunei Bogdănești, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și instituții prefecte județul Bacău. De interes, fără îndeală că a fost pentru dumneavoastră, anexa la acest proiect de hotărâre, adică o situație privind beneficiarii și condițiile de acordare a ajutoare sociale de la bugetul local al Comunei Bogdănești la plata taxei de salubritate. Ajutoarele sociale la plata taxei de salubritate pentru persoanele fizice se vor acorda pentru următoarele categorii de utilizatori ai respectivului serviciu de salubritate. Copii până la 18 ani. Prima mea intenție a fost mă refer la cei care urmează o formă de școlarizare. Și așa cum obișnuim, în compartimentul de execuție, am avut o discuție. Deci, pur și simplu ne-am sfătuit cu cei implicați în această zonă de activitate și, pe bunătate, am considerat că trebuie să folosim această sintagmă care este mai bună, este mai cuprinzătoare. Deci, toți copiii, indiferent că urmează formă de școlarizare, clar, mai sunt cei în situație de abandon școlar și așa mai departe, dar produc deșeuri și, în același timp, conform angajamentele luate de Consiliul Local, ei vor fi luați în calcul la stabilirea
banilor pe care va trebui să-i colectăm la primărie, la fel ca orice taxă sau impozit local, să-i virăm la ADIS și ADIS să plătească la operator. Și aici, dacă nu se derulează fluxul financiar corect, apar penalizări la buget. Mi-am inteles că am făcut un scenariu financiar, noi, pe baza unui inventar al utilizatorului, al beneficiarului pe care l-am făcut prin vară, am pornit teoretic de la numărul de populație de la Institutul de Statistică din Bacău, 2500. Noi am făcut o inventariere ca să avem o situație mai exactă. Evident că am constatat un număr de 200 de persoane plecate, majoritatea în spațiul Uniunii Europene, dar și în țară, de care nu mai locuiesc aici, nu mai produc deșeuri, că nu vreau să fim impuși. Această inventariere ne folosește și pentru alte activități, la compartimentul de asistență socială și așa mai departe. Și ca să finalizez ideea, dacă ar plăti toți cei 2500 de locuitori care produc deșeuri menajere, costul, deci înmulțit cu 3,76 lei de bani pe persoană, lună, 12 luni, ar însemna 1 miliard și ceva de lei, de lei vechi. Acum, evident, prin ceea ce intenționăm noi, să le ajutăm pe cei în dificultate financiară, gândiți-vă că sunt familii care au 8 copii, avem asemenea situații, sunt, sunt familii care au câte 4-5 în instituțiile de învățământ și există unul dintre părinți care are venituri stabile celălalt anual, nu numai datorită contextului economico-social, dar copiii ăștia, pe bună dreptate, mai au nevoie și de îngrijire. Și prin tragedie, mama, altădată, preocupam în primul rând de copii și apoi mai avea un alt loc de muncă și așa mai departe. Aici și propun ca beneficiari pe cei care sunt la venitul minim garantat, ăștia prin definiție nu primesc prea mult bani. Nu avem mulți. Apoi mai propun aici pe veterani de război, vădovele de război, vădovele de veterani de război care nu s-au recăsătorit. Mai propun persoane cu venituri mici care nu depășesc ca venit pe membru de familie 400 de lei. Am constatat aici, de exemplu, și fiecare cunoaște asemenea exemple, sunt familii care au un copil, poate au chiar și doi, dar sunt într-o situație bizară oarecum, dar fără îndoială că sunt descoperit la capitolul venituri. Unul dintre membri, unul dintre părinți, să spune, sau mă rog, o persoană, nu are nici măcar pensie de CAP, pentru că nu ajung la limita de vârstă. Celălalt, nu are rost să dau nume concrete acum, la fel, nu are un loc de muncă care să-i asigure venituri certe și ritmice, într-un fel, mai încerc cu ziua și așa mai departe. Acolo, dacă nu ajuți, preocuparea noastră de a ameliora situația de mediu va avea de suferit. De bună dreptate, oamenii sunt reticenți și la un moment dat îți respinge ideea, îți respinge proiectul care este de o mare oportunitate. Aici nu încap discuții. Am fost atenți și asta va trebui să facem cu toții, dacă vrem să iasă bine. Să le sugerez, fără să insist prea mult, pentru că nu aveam un act normativ al administrației locale ca să-mi permit așa ceva. Că putem să-i ajutăm.
Și asta va trebui să o facem în continuare. Putem să ajutăm prin ajutoare sociale. Am spus persoane încadrate în grad întâi invaliditate și în grad accentuat. Scutirea de la plata taxei de salubritate se aplică unei persoane, începând cu prima zi a lunii următoare, celei în care persoane depune documentele justificative în vederea scutirii. Respectiv, cererea tip, copii, acte de identitate, mă rog, certificat de naștere și așa mai departe, copii legitimate de veteran de război, la văduvele de război, văduvele de veteran de război, acte domenitoare pentru venituri, dacă au adeverințe salariale, cupoane pentru, cupoane alocate, copii certificat de încadrare în grad de invaliditate sau acolo nu există documente autentice, declarații pe propriile răspunderi cu privire la venituri. Aici chiar am toate motivele să mulțumesc echipii care m-a ajutat să ajungem la cea mai bună formă în contextul de față. Deocamdată atât. Dacă mai doriți alte informații, e cea mai mare plăcere. Doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar, domnule invitați, noi în ședință de ieri de comisie am studiat acest proiect, proiectul sine. Am constatat că e legal constituit, era necesar, are toate avizele necesare. V-ați uitat și dumneavoastră. Și nu ne-a rămas, deci are și avizul domnului secretar, avizul de legalitate, expunere de motive domnului primar și, bineînțeles, avizul de raportul nostru de avizare. Comisie numărul 1, am avizat favorabil. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule. Îmi scrie la cuvântul de facere acestui. Domnul Vlasov. Domnule primar, domnule consilier, am studiat sătător de acord, trebuie igienizată comuna, taxa este, persoane trebuie să ajutate. Am o idee pe care vreau să vă spun acum, că nu mai este mai bine un control și o să ne găsească. Deci, schimbă atenție că în cazul ăsta, deci e vorba de taxe și impozite, nu? La taxe la impozite, noi putem să-i luăm penalități omului, dacă vă plătim până luna martie, de exemplu. Dar aici e vorba de o societate care prestează servicii pentru o persoană în luni. Noi nu putem să luăm, să spunem, unei persoane taxa pe tot anul, poate omul decedează sau nu putem lua impozite. Penalități pentru un serviciu care nu a fost făcut. Deci să-i luăm penalități cetățeanului pentru când a plătit pe luna septembrie, de exemplu, și serviciul nu-i făcut. Nu știu dacă am fost bine înțeles, trebuie să fim atenți, pentru că nu e vorba de taxa pe clădiri, clădirea nu stă, sau taxa pe teren, terenul nu dispare. Dar aici este un serviciu. Nu râdeți, domnul primar, îți spun idee. E o problemă. Păi, ce locuiți o casă, se poate, el plătește săracul anticipat, vine un cutremur să se demorează, vrea să facă doar bani înapoi. Eu întâlnesc o politică, nu chiar așa să... Asta-i părerea mea, chiar scurt. Dacă omul de se viață, domnule, iartă-mă, dă-mă mai departe, cât seamă să-i dau bani înapoi... Bă, dar nu vreau și penalități, sunt într-un serviciu, nu e efectiv. Dar cine a spus că ia penalități? Toate au o limite. Eu nu vreau să te supăr, ești prietenul meu, dar nici așa. Eu nu facem glume de dragul campaniei electorale. De dragul campaniei. Da, lumea are încredere în noi, dacă vede că știm ce vrem și suntem în comunicare cu ei. Păi dacă, ce propui altceva? Să vede să plătească în fiecare lună la primărie, taxa asta? Păi ei chiar e eu, domnul, dar mă puneți pe mine, tot las eu să ies cu banul în mână la pe
fiecare rudă și oamenii gândesc corect dacă noi manipulăm noi prea mult. Eu nu zic că politica înseamnă și manipulare, și actul de învățare înseamnă manipulare. Dar dacă ei consimt, domnule, plătesc la început de an, eu am stat de vorbă cu lumea în stradă, nu mă duc cu treburile astea. Sau vin și plătesc de două ori pe an, n-au nici mult de plătit dacă noi îi arătăm. Eu chiar vă rog să nu fiți cu data asemenea idee, că nu vă face nici dumneavoastră bine. Că știți cât costă tariful pentru persoană? Pe an, 45 de lei. Și vedeți că noi intervenim acolo unde sunt vulnerabili. Pentru două persoane, mă ierte Dumnezeu. Dacă noi ajutăm mai mult de două persoane, nu prea plătesc. 90 de lei pe an, să fie el sănătos. Dacă să fie mai sănătos, trebuie să fie mai multe curățenii în comunic. A dat de părerea mea, nu de supărat, rămâi același prieten, mergi simpatic, dar eu zic să nu forțăm lucrurile la modul populist prea mult. Lumea va ști ce trebuie făcut, dacă și noi facem ceea ce trebuie făcut. Atât, mulțumesc. Plătesc pe gunoi. Eu sunt de acord cu lui. Este normal să realizăm o curățenie. Să menținem o curățenie la nivel de comun. Dar cred că trebuia să ne gândim foarte bine la buzunarul celor din comun. 0,25 bani pe zi. Dragul meu, eu am făcut un calcul referitor la impozitul pe care plătesc unele familii la ceea ce am. Nu face pe zi de 0,25 bani. Bine, mult place. Mă place, da. Vă zice să nu te propunem nouă, că chiar m-a interesat. Păi, să găsim de tot, plătim numai noi, să dăm de parte, alte mă nu mai facem în comună. Soluția să le propun în momentul în care să... Eu am eu, asta a fost... Veniți cu soluții mai bună, că am decât să vă mulțumesc. Soluții și totodată mi se pare că am devenit un încasator al unei firme private, nu? Deci cei care se ocupă de gunoi este o firmă privată. Noi ca și consiliu, ca și comună, ce facem? Ne încasăm banii, ne facem servicii. Întreb și eu. Poate întreb prea târziu. Trebuia să întreb mai devreme. Eu m-am întrebat. Dar... Eu m-am întrebat și când noi eram prezent în posibil. Da. Aventura cu Bogdan Cetăl. Și am înțeles că nu există până la urmă la patologie. Da, eu vă dau alt exemplu. O parte de suntem de dumneavoastră la locuința mediu urban. Unde plătiți bani? Doamna Marcica, unde plătiți bani pentru gunoi? Nu la asociație? Deci vă duceți la asociație, plătiți și asociația plătește operatorul, serviciul și așa mai departe. La fel se desfășoară lucrurile și aici. Ce credeți că convine la urmă în vedere că e un pretendent și pentru primar și pentru consilier și așa mai departe? Dar să-i mulțumim lui Dumnezeu că totul s-a finalizat procedura, s-a desemnat un operator care poate să lucreze, că la un moment dat putea să nu să fie în incapacitate, putea să reia procedura încă o dată să mai dureze din cauza contestațiilor încă un an de tine. Noi am făcut lobby aici și lumea ne întreba ce ne lua din exterior. Când am nefelat cu bubela pe la școală, probabil unii râdea de uita. Am vrut să fie bine și vă rog pe doamna în director care și conținut să ne ajute apropo de documentate care trebuie făcute și eventual să ne facilitați comunicarea cu părinții. Cu părinții, în primul rând, pe clasă și așa mai departe. Poate pe școală e mai greu. Vom veni oricând la o oră de dirigenții să discutăm cu părinții că lumea are nevoie de informații. Fără informații, nici ei nu se simt bine, suntem mătoare, n-am credere și au nevoie de informații. Avem perioada asta între, hai să zicem, 1 decembrie și ianuarie, ca să beneficieze de la început.
Așa, grosso modo, nu luați chiar de bun acela, bugetul local poate suporta, în România, pe Dumnezeu. Cam până în 500 de milioane, 300-500 de milioane, păi, tot banii contribuabili. Dacă nu ajutăm acum, când demarează proiectul, ci într-o perioadă mai grea pentru populație, toți ne dorim și sperăm că vor crește veniturile, mai devreme sau mai târziu, dar până atunci, apropo de impozitul pe proprietate bunii, el are locuințe, plătește mai puțin. Dar cum trăiește el dacă locuința lui chiar și frumoasă, că avem foarte multe gospodării frumoase, înconjurată de gunoaie? Eu nu m-am referit la faptul că nu este un lucru bun faptul că se colectează cu noi. Da. Se colectează la un preț care nu poate să nu suporte populația la nivelul de comun. Deci ce să? Cât plăti la asta? 10 lei. Păi la oraș și bunului... 10 lei. Nu la pe unul la fel. 9 lei pe lună. 9 lei pe lună. De persoană. Care se plătește la asociația mai mare la bună primă? La asociația mai mare. Vă mulțumim pentru participare la această ședință și... Și vă rog să și supun la vot acest proiect. Cine este pentru? Și eu vă mulțumesc. Cred că trebuie de aici. Era primul frate la urmă. Ai bun. Dar nu poate. Da. La listă punctul 4, solicitări adresate Consiliului Local. Vă rog, domnule. Da. Avem o adresă cu persoană, cu personalitate juridică, contribuie la sprijinirea financiară și materială a Crucii Roșii Bacău cu o sumă în lei în funcție de numărul de locuitori. Crucea Roșie Bacău, intervenit în ultimii ani în numeroase situații de dificultate și criză din județul Bacău, vă reamintim aici doar de intervenția Poses la Sfântul vara anilor 2005-2008-2010, dar și de cele de data mai recentă, chiar de anul acesta. De exemplu, familii sinistrate din cauza unui incendiu în localitatea Săucești, familii sinistrate din cauza unei amenințări de teren sat Deștești, comuna Răcăciune. În scopul participării Crucii Roșii cu forțe și joace și bunul la îndeplinirea autorităților publice, a sarcinilor stabilite de hotărârea Guvernului 2288-2004, legea 481-2004, legea 215-2001, vă anexăm fundamentarea propusă privind aderarea la Societatea Națională de Crucea Roșie Filiala Bacău. De asemenea, vă informăm că Societatea Națională de Crucea Roșie Filiala Bacău are deschis contul, și că aici contul, la Banca Transilvania, Agenția ZIL. Vă adresăm rugămintea de a supune aprobării Consiliului Local hotărârea privind aderarea localității pe care cu onoare o reprezentați la Societatea Națională de Crucea Roșie Filiala Bacău ca membru susținător. Intervenție în caz de dezastre, asistarea persoanelor vulnerabile, programul de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vestice, proiecte împotriva abandonului școlar, banca de alimente, sunt deja activități consacrate de Crucii Roșii României, filiala Bacău. Totodată ne mândrim cu primul serviciu de ambulanță al Crucii Roșii de pe teritoriul întregii țări. Să știți, a acordat primul ajutor, poate face diferența între viață și moarte. Cu experiența dobândită cei peste 139 de ani existentă, formăm permanent noi generații de cursanți pregătiți să acorde primul ajutor premedical. Pe lângă toate acestea, activăm în domeniul desfășurării de cursuri needitate de către Ministerul Sănătății și de către Ministerul Educației și Cercetării, Tineretului și Sportului. Cursul de infirmier sau infirmieră, cursul de îngrijitori bolnavi, îngrijitori bătrâni la domiciliu, cursul de babysitter și cursul de igienă a muncii. Suntem o organizație în care beneficiarii noștri sunt rațiunea noastră de existență de 139 de ani. Toate acestea activități în sprijinul comunității locale necesită resurse financiare. Iar instituția pe care cu onoare o reprezentați poate contribui direct la susținerea programului Crucii Roșii Bacău. Menționăm că pentru îndeplinirea misiunii sale, Crucea Roșie se bazează pe voluntariat și pe sprijinul populației. Crucea Roșie Bacău nu este finanțată de la bugetul de stat.
Răspunsul cel mai eficient și complet ce poate fi dat în sprijinirea populației vulnerabile se bazează pe colaborarea și cooperarea eficientă dintre autoritățile statului și Crucea Roșie, singura organizație umanitară care contribuie, care are atribuții stabilite prin lege, ca auxiliar al autorităților publice. Conform articolului 8 din această lege, Crucea Roșie se bucură de protecție și de sprijinul statului și are, în calitate de organizație de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităților publice, iar acestea obligația de a-l acorda. În baza punctului parteneriat existent între Crucea Roșie, Banca și autoritățile locale de județ care a funcționat și funcționează în numeroase situații de dificultate și criză, vă reamintim aici doar de intervenție post-dezastru, cum spuneam și mai înainte, vă invităm să deveniți persoană juridică, membru susținător, care contribuie la sprijinirea financiară și materială a Crucii Roșii, cu o sumă în lei în funcție de numărul de locuitori. Această rugăminte de a deveni ca persoană juridică, membru susținător al Crucii Roșii, Bacău, se fundamentează pe articolul 12 din Statutul Național, Societății Naționale de Crucii Roșii Română. Categoriile de membri Crucii Roșii sunt membru activ, membru susținător și membru de onoare. Membru activ poate fi orice persoană care cunoaște și dorește să acționeze în conformitate cu statutul filialei, cu principiile fundamentale care este înregistrată în una din structurile filiale și plătește cotizații. Membru susținător este orice persoană fizică sau juridică care contribuie la sprijinirea financiară sau materială a filialei. Membru de onoare este persoana investită cu acest titlu de către Consiliul Național la propunerea Comitetului Crucii Roșii Bacău ca o recunoaștere a serviciilor excepționale aduse. Mobilizarea sprijinului dumneavoastră prin înscrierea autorității publice locale pe care o reprezentanță în rândul membrilor susținători ai Crucii Roșii Bacău reprezintă un act decizional local care va conduce la întărirea bilaterală a capacității operaționale și de intervenție în comunitate cu cele mai bune rezultate. În speranța realizării unei bune colaborări între noi și dumneavoastră, vă transmit în alăturat un model de hotărâre Consiliului Local privind aderarea localității pe care cumva o reprezentanți la Societatea Națională de Crucii Roșii, filiala Bacău, ca membru susținător, hotărâre pe care avem rugămintea să o supuneți aprobării Consiliului Local în ședința din luna următoare sau curentă. Pentru susținerea financiară a Crucii Roșii, vă transmitem plafoanele minime de cotizații ce pot acoperi acest buget. Pentru comune, număr de locuitori, și mă refer la cazul nostru, da? Între 1500 și 3000 de locuitori, suma este între 1500 și 2000 de lei. Da. Evident, cotizații anuale. Să punem mai cotizații. Mai multe informații despre activități, mă rog și de o adresă de mail. Bine, este proiectul de hotărâre ca model. După cum știți, am mai primit o asemenea adresă de la Crucea Roșie. În care ne solicităm și contul la cotizație. Era mai mare, da. Acum, mă rog, probabil că au ajuns la concluzia că e cam mult și au mai redus din... Acum, până la aprecierea dumneavoastră, dacă... 1500-2000 de lei, da. Deci urmează că până la ședința următoare, dumneavoastră să vă gândiți și să optați pentru, știu eu, că... Să fie rând cu lumea sau? Sau dacă nu. Probabil că mai sunt și alții care nu sunt în rând cu lumea. Da. Da, vă mulțumesc, domnul secretar. Cu acestea, e ședința pe fel.